De ce tu ai venit și unde e plakatul? Jos Murari. Doamna Murari, nici vă lișneva. M-au bătut televiziunea dumneavoastră, m-am bătut și... Așa au fost. Da. Au fost oameni de la PAS. Tu ai atinge așa un subiect care asta e practic combinat. Există persoane în Republica Moldova care sunt plătite și angajate să producă conținut media în spațiu public convenabil unor anumitor forțe politice. Și atunci Murari, dușmanul poporului, trebuia să fie spus concomitent de foarte mulți. Alipirea acestui teritoriu la România, de o manieră legală și democratică, înseamnă automat NATO și UE, ceea ce garantează investițiile. Republica Moldova este un teren de speculare a viselor și de speculare a năzuințelor sincere de poporului. Poporul sincer speră și crede, dar din start îl așteaptă o ștangă. Tu... Noi nu avem bani să ne plătim facturile. Nu noi cetățenii, noi statul. Știu, nu-ți cu tine, ce faci cu mine? Dodon a ieșit din cuvântul Rusiei. De ce? Ce ambasade, cine, cum, deși el deja dă clar de înțeles aceste chestiuni, de ce nu este atins, de ce dosar, de ce sunt atât de cuminți socialiștii la ora actuală. Băieți, voi încă multe nu știți ce face PAS-ul după cortină. Eu nu vreau să trăiesc într-un stat în care dacă e clar cine e negru, asta nu înseamnă că nu am dreptul să spun că și cei albi nu sunt chiar sfinți. Da. Vremuri bune, nu, niciun hoț în țara mea. Cum v-ați permis? Este șeful statului, dar când era Dodon, nu era șeful statului. Cine caută stăpân devine sclav. Noi căutăm stăpân, noi nu căutăm libertate. Bilețchi, unionist, pro-european, talpa iadului, să mori în chinuri, Iuda, Satana. Citat comentariile pro-europenilor. De unde vine această zombare, această filozofie de sectă? Naivii care cred că Rusia se teme sau nu vrea ca Republica Moldova să întâlnuie. Bă, băieți, Rusia face bani cu Europa. Când vă spune PAS-ul și Maia Sandu, domnule, că integrarea în UE ne va salva să ruși, voi sunteți naivi, băi băieți, ăștia au făcut gazoduct până în mijlocul Europei pentru că asta înseamnă bani. Eu pot să cred și să spun lucruri nepopulare. Asta, dragova, stoie în ziua de astăzi. Vlad, bine ați venit la Podcast Politic. Din start vreau să fac un disclaimer. Nu mă voi simți bine dacă noi vom merge cu pierd dumneavoastră. Hai să trecem la tu. Asta e propunerea mea. Ok, voi încerca. Pentru că aici noi discutăm așa ca la bucătărie, cum eu spun, maxim sincer cât e posibil. În primul rând vreau să te felicit pentru, nu, eu aș spune un soi de, nu știu dacă e un soi de curaj, mai degrabă o deschidere. Mie îmi place când oamenii sunt deschiși. De ce? Cine nu ține minte, anul trecut când eu am lansat o emisiune la Postul de Televiziune N4, tu erai cel care stătea în fața sediului N4 și făceai streamuri, proteste, jos Murari, bandiți hoți. Eu când te sunam acum două zile să te invit, eram categoric convinsă că tu vei spune nu. Dar tu așa de ușor ai spus, da, vin, cu mare plăcere, când, unde. Am rămas șocată. Îți explic de ce. Sorry pentru această monopolizare, dar îți explic de ce am rămas șocată. Eu întotdeauna am avut un soi de preconcepție despre neoniști. Că ei sunt destul de închiși. Nu-mi place cuvântul radical, dar destul de intoleranți față de cei care au o altă opinie decât ei. Кто не с нами, тот против нас, cu ăsta mână o dau, cu ăsta mână n-o dau. Și eu înțelegeam că eu pentru tine sunt din tabără opusă a dușmanilor. Eram convinsă că nu vei veni. Și când tu ai spus, da, vin, când și unde, am rămas șocată. De ce tu ai venit și unde e plakatul? Jos Murari. Foarte bună introducere și deja mă simt nevoit să dau răspuns pe puncte. Atunci când dumneavoastră ați lansat această... Tu. Ok, o să încerc. Atunci când tu ai lansat această emisiune, eu eram într-o supărare, n-ar fi serios, din partea unui om care se ocupă de politică. Eram... după o campanie electorală în care cel puțin un post de televiziune și-a bătut joc de familia mea. Și nu este vorba doar de... E normal ca presa să critici politicieni. Este firesc și cel care se bagă în politică trebuie să fie absolut imatur și ilogic să creadă că numai să-i bată din palmă și să-l aplaude. Criticați-mă, murdăriți-mă, dar pertinent. În momentul în care un tânăr de 26 de ani, pe o țară întreagă, a fost numit omul lui Plăhotniuc, deși eu în viața mea nu vorbesc un Plăhotniuc. A fost numit omul lui Platon, deși eu până atunci în viața mea nu vorbisem odată cu Platon, o frază n-am schimbat. Puteți să-l întrebați atunci. Șor, în viața mea nu-l văzusem pe viu pe omul ăsta. Pe o țară întreagă au spus acest lucru. M-au asociat cu Iurii Roșca II. Deci au luat lista, metodic, da? Au luat lista celor mai criticați oameni din Republica Moldova, celor mai negativi ratinguri și le-au pus în capul meu. Și las mai departe, las să-l sclarifici. Deci eu aveam așa o supărare pe această televiziune TV8,
Pentru că pe nedrept. Deci numai TV8 te făcea? Cinic. TV8 a fost vârful de lancii. TV8 a fost cel care mi-a înfipt cuțitul în spate și l-a răsucit. Adică au insistat pe această chestiune și mi-amintesc cât de cinic a fost doamna Rață. Eu am să public această secvență neapărat la momentul potrivit. Nu din supărare, ci din corectitudine. Repet, nu sunt supărat. Este firesc să fiu criticat. Criticați-mă, oameni buni, că eu greșesc. Nimeni nu e perfect. Criticați-mă. Eu am plăcere să recunosc că nu am dreptate. Să devin mai bun. Numai un om prost nu se schimbă și nu-și recunoaște greșelile. Dar... Ok, vă spun deodată, eu nu sunt adeptul răspunderii colective, de ce? Dar îmi pare rău dacă eu ceva personal am făcut. Dumneavoastră în erați eu capul de televiziune? Înțeleg, atunci? Ok, îmi asum. Și recunosc că presa, ca și atunci, în deosebi acum, tare des făcea lucruri care, cred că... Ei îmi spuneam mie de Platon și da, când colo, dumneavoastră sunteți cu Platon. Cred că... Și apare întrebarea, cum e voi mie... Vă mi-e pripisă, uite, da, cum zic rușii? Mai mi-l scrieți mie, îl scrieți după mine, pișela, în timp și eu n-am treabă nici cu unul și când colo se demonstrează că de fapt aveți treabă voi. Dar tu, în genere, cum crezi? De ce la noi așa se merge cu... Dacă oamenii nu au argumente, dacă nu sunt capabili să dezbată idei concrete cu care tu vii, tu sau oricare alt politician, deodată ție îți pun ștampilă, piciată, omului Platon, Lucinski, Plahotniuc, Șor, așa întotdeauna a fost, al da. Moscovei, al Washingtonului, omul cuiva. Deci oamenii nici nu acceptă să asculte și să dezbată, dar deodată pun ștampilă și merg mai departe. Eu de ce și mă mir că tu ai de ce să vii la mine? Dumneavoastră sunteți din presă și ar trebui să, de fapt, dumneavoastră să-mi spuneți mie de ce așa se întâmplă. Dar eu cred că este o consecință a multor ani de propagandă în care noi am fost învățați să gândim așa. Moldovenii nu au avut cultura politică pentru că am trăit într-un sistem unipartinic. De unde vreți noi să știm ce înseamnă capitalism, ce înseamnă piață liberă, ce înseamnă proprietate privată, ce înseamnă economie de piață, pentru că noi am fost crescuți într-un sistem sovietic. Părinții noștri, bunii noștri știau că este Univermagul și încă vreo două magazine, restul este interzis, este ilegal pentru că e speculație. Noi știam că este o singură televiziune și ce spune acolo e adevărul absolut, altele nu există. Noi nu știam despre aceste metode noi prin care, fondând o televiziune sau alta, poți forma opinia publică într-o direcție, în cealaltă, poți fi liber, poți fi cumpărat, poți iei bani pentru reportaj. Dacă îi săriești doar din asta, ar trebui ca toate țările din fostul RSS să fie cam la același nivel. Ok, țările baltice stau un pic separat pentru că istoria lor e deosebită comparativ cu cea noastră, dar restul 12 state ar trebui să fie la același nivel. Dar sunt anumite diferențe. Deci nu este chiar așa. Eu nu știu dacă asta vine doar... Republica Moldova a avut o soartă mai tristă. Am avut noroc, în ghilimele spun, de o clasă politică. Noi n-am avut lustrația. Deci după ce au plecat nomenclatura sovietică, noi n-am avut o schimbare radicală a clasei politice. Noi am avut exact aceeași, ca și în România de altfel. Tema mea preferată. Exact aceeași, eșalonul 2, eșalonul 3. Tema mea preferată. Eu poate nu eram așa de matură, normal că eram copil când s-a destramat Uniunea Sovietică și de ce nu puteam participa la dezbateri despre lustrație, cu tate că am mai auzit în familia mea cuvântul ăsta. Nu înțelegeam ce înseamnă. Dar foarte mult se vorbi despre lustrație după regimul Plahotniuc. Hai să ne aducem aminte. Da, totuși se vorbea. Vorbea Andrei Năstase despre lustrație, deci opoziția de atunci vorbea despre acest lucru. Dar niciodată n-a avut loc o dezbatere serioasă în societatea noastră, e nevoie sau nu e nevoie. Acum eu, deja având experiență, bubele mele, experiențele mele diferite, stau și mă gândesc. Eu sunt absolut de acord cu lustrația, este absolut necesară. A sudii cât-o? Doamna Morar, haideți să recunoaștem că poate nici nu atât au fost răi și vinovați oamenii care au făcut parte din nomenclatura sovietică. Unii chiar sincer credeau în idealul comunismului. Sunt oameni care au murit cu drapelul comunismului în mână și ei, iată, s-au ținut de această regulă. Sunt așa comuniști, dumneavoastră cred că îi cunoașteți, care, iată, sincer, da, au crezut de aia ca copiilor. Au fost primii care au profitat. Atunci când a dispărut Gosplanul, numai ei știau ce se produce și unde se vinde. Și repede au preluat și au făcut companii intermediare. Pentru că compania de pe loc, toate aceste sisteme, da, de planificare, de caier în România sau de vânzări în extranjeritate, treceau prin securitate, treceau prin ei, prin oamenii lor. Și atunci ei au devenit milionari peste noapte. Firmele noastre falimentau de aici de pe loc. Ai noștri aveau impresia, domnule, lucrează fabricile și uzinile. Noi suntem producători. Cum să-i explici unui om de la țară că nu contează că tu produci, contează să vinzi.
Tu produci nu ce vrei tu, trebuie să produci ceea ce se vinde. Cum să explici omului de țară chestia asta? Și atunci ei au știut această tranziție să o folosească foarte bine. Și mereu, cele mai dificile decizii și reforme le-au lăsat pe partea celor din dreapta. Adică, socialiștii, comuniștii au dus o politică socială, atractivă. Să-ți dăie statul, să te ajute statul, să aibă grijă statul, în timp ceilalți, liberalii, domnule, noi îți garantăm minimul, mai departe poftim. Noi, dreapta actuală, e mai socialistă decât foștii socialiști. Acum. Da. Dar cele mai dificile reforme nu le fac ei. Ei le-au amânat. Uitați creșterile de pensii, toate creșterile de prețuri. Tu aici atingi așa un subiect care asta e practic câmp minat, pentru că depinde din ce perspectivă te uiți la acest subiect. Este adevărat. Este adevărat că atunci când ești aproape de stat și te mai folosești de resursele administrative, securitatea și mai departe, nu putem vorbi despre concurență adevărată. În același timp, când te uiți, cine în anii 80, atunci când a apărut această liberalizare în Uniunea Sovietică, a început să prindă la, știu, la puteri? Foarte securiști, foarte copilași din nomenclatură. Nu neapărat. Totuși, dacă te uiți, e ca și în ziua de astăzi. Unul se naște cu capacitatea de a mișca repede. De a muti ceva. Da? Uh-huh. Din păcate, asta așa la noi se pricepe, de a muti ceva. În lumea occidentală, asta se numește spirit de antreprenoriat. Da, de antreprenoriat. Pentru că, dacă ne uităm... Vlad, doamna Morar, nu vă supărați, dacă mi-a dat la oameni bonduri, unde știe țăranul nostru și ăsta bonduri de privatizare? Sunt de acord cu tine, dar hai să revenim, acum aproape 100 de ani, în Statele Unite ale Americii. Cine astăzi se întreabă cum s-au făcut primii bani de către cei care făceau contrabandă cu spirit, contrabandă cu droguri, care pe urmă lor le s-a permis să construiască cele mai mari cazinouri din state și așa mai departe? Asta deja toți sunt curățeni. Știți cum spun? Deci a fost nevoie de acei 50 de ani de bani sălbatici, că nimeni nu te întreabă, faci, nu faci. Dar la un moment dat, statul devine destul de dezvoltat, cu instituții puternice, care vine la tine și spune, pățanul, dar e timpul să plătești impozite. Dar totuși ei au avut acei 50 de ani. Foarte abil ați mutat axa cronologică leacă mai departe. Da, sunt de acord, revin puțin în trecut și vă spun că de încheie până a spune. Eu vreau la prezent să ajungem. Prin faptul că toți milionarii spun în felul următor, nu mă întrebați cum am făcut primul milion. În rest, întrebați-mă orice. De acord, tranziția era clar că o să fie sălbatică. Dar eu mă refer la cei care au profitat de această tranziție și care au avut un fals start, da? Ei din start au început mai bine. Ei aveau acces la capital. Eu sunt de acord că au fost din cei pe care tu îi descrii, de exemplu, care au participat la privatizare și mai departe. Sunt absolut de acord. Moldovanul din nu știa ce asta privatizare. Ce? Privatizare? Fabrica e noastră, a tuturor. Fiecare a tras ce putut. Eu cunosc moldoveni care primii au înțeles că se poate de adus ceva mai ieftin din altă țară și de vândut aici. Și cum mergea cu mita și cu asta? Nu era nimic legal, adică oamenii cu ce declară venitul. Dar haideți un pic la prezent. Aici este greșeala statului. Ce facem noi cu acești oameni? Noi mergem pe ideea, domnule, că o să-i prindem, o să le confiscăm și o să le luăm. Nu se întâmplă asta de 30 de ani. Alte state au mers pe formula, ok, a fost ce a fost. Declară ce ai, 25% confiscăm, restul îți rămâne ție, oficial, legal, nimeni nu mai poate spune nimic. Sunt diferite metode. Da. Deci, asta este una dintre metode, nu zic cea mai bună. Sunt diferite metode. Eu, apropo, aici sunt de acord cu tine. Eu țin minte cum am discutat de mai multe ori cu Saakashvili și îl întrebam, iată cum voi ați luptat cu corupția și mai departe. El îmi spunea, înțeleg, Natasha, scopul nostru nu era de a umple toate închisorile cu oamenii. Nu, n-are rost să-i închisori. Falimentează companiile, absolut. Pierde capital. Asta ne costă ca buget, să-i hrănim, mai trebuie oamenii să-i... Oamenii ăștia vor plăti toți banii numai să scape, să nu ajung la pușcării. Mai trebuie să-i ții în condiții normale, ca să nu fie atacat pe omul în cedu și mai departe. Și eu am spus, păi, de exemplu, omul, eu nu-ți aminte exactă formula, dar ideea a fost următoare. Omul a furat X, de exemplu, 100 de milioane. Tu îi propui, faci cu el ca stat deal, plătești acum 300 de milioane. Problema ta și treaba ta, cum tu îi găsești, da. Te împrumuți, nu știu, fă ce vrei. Da, ai avut timp să învârți capital. Da, vinzi tot ce vrei, plătești și în următorii 5 ani nu ai dreptul să ocupi funcții publice, să fii ales. Da. Revedere. Și statul economisește, statul câștigă bani. Ideal. Recuperează capitalul, scapă de un om care trebuie urmărit și care va plăti toți banii ca să scape de probleme. Dar știi care este unica condiție în care asta s-ar putea întâmpla? Asta, statul trebuie să fie așa o autoritate, încât oamenii să aibă încredere că dacă statul a spus că mai departe, după linia asta trasă, va fi cu totul altfel, așa să fie. Ați intrat aici în, nu vreau să spun că doamna de la Aldi, analele.
Chiar așa au spus. Ia pustila azi banal. Nu. Mai bine nu folosim. Ați intrat în miezul problemei. Moldovenii nu percep statul ca pe un partener. Moldovenii percep statul ca pe un dușman. Pentru că de-a lungul timpului, statul nu îi ajută, da, îngroapă. Statul nu îi susține, da, le ia. Statul nu este prietenul la care să vie, cum nemții, da? Noi mereu merg moldovenii genul, spun, ia că i-am propus să declarăm mai puțin mașina, valoarea, ca încolo în coașca, să achici o deva mare mai mică. Și eu am spus că nu, dar cum să fac așa ceva? Nu, eu dau statului pentru că el îmi dă mie. Și moldovenii își fac să nu zic, Doamne, și ies cu oamenii ăștia. Da? Adică noi nu am ajuns la această etapă, pentru că la noi statul, de-a lungul timpului, a fost perceput ca cel care ce face. Colectivizare forțată, deportări, foamete și multe alte acțiuni ilegale să vârșite împotriva patrimoniului persoanei proprii, trebuie să îngropi în pământ și ai, trebuie să ascunzi, să muți la rude, să ascunzi. Deci statul la noi, prin moștenire, este perceput ca un dușman. Haideți să fim sinceri acum toți care privim. Noi toți ne gândim că statul este pe urmele noastre și ne pândește. Să spună măcar un agent economic, că nu a fost fiscul adâns, spună băieți, absolut. Sorry, tot e bine, dar nu-ți bani în buget. Spate, vă rog, noi să vă punem amendă de 3.000 de lei și noi nu venim următoarea jumătate de an. Iată, să spună unul că nu a fost așa. Vlad, aici nu că sunt de acord cu tine, subsemnez fiecare cuvânt spus de tine, dar stau și mă întreb. Problemă. De când unioniști așa gândesc? Vreau aici să ajung la ideea mea de bază, de ce te-am invitat. Dar nu v-am spus până la capăt de ce am protestat împotriva dumneavoastră. Ah, hai, te rog, și revenim la unionism. Da. În primul rând era, repet, nu supărare, era o replică. Era o dorință de răbufnire firească. Repet, mie mi se incrimina Plahotniuc, Platon, Dodon, Șor și așa mai departe. Și când colo, dumneavoastră aveți o relație cu Platon. Vă privește, e treaba personală a dumneavoastră. Pe personal, nu, eu m-am așteptat tu să intri în direct. Îmi este martor producătoarea mea care stă acum în spatele tău. Nu că e în spatele tău, dar ea e doină, ea asistă la filmare. Ea atunci spunea, băi, dar dacă ar intra în direct, în chipul ce rating, ce rating, de ce el nu vine în timpul în care noi facem live emisiune și protesteze atunci? Eu spun, nu e o oră bună potrivită pentru live pe Facebook. Fiecare o face pentru publicul lui. Eu vă spun sincer, cum la pinime, că am făcut-o din proprie intenție, din propriile gânduri. Însă, vă recunosc acum uitându-mă în cameră, că au fost oameni de la PAS, n-am să spun numele pentru că nu este corect. Și în general, cu toți cu care am colaborat, vorbit, comunicat, niciodată n-am vorbit despre ei în spațiu public pentru că nu este corect. Acum vorba din palmă, peste două ore vor spune că ăsta nu mai avem de-a face, că ăsta o să ne trădeze și pe noi. Dar să știe ei, pentru că au procedat cinic și m-au folosit în alb. S-au folosit pentru interesele lor personale. Ulterior eu am înțeles că e vorba despre TV8, să vi-l preia, să facă ce serios, ce au făcut. Serios, deci te-au împins să protestezi? Ei aveau nevoie de cât mai mulți formatori de opinie publică care să atace simultan în acel moment. Eu stai, asta stai, văd stai. Acum. Stai, acum nu pot aici să nu mă opresc. Deci, eu acum asta văd să mă atace pe mine. Da. Da. Când... Adică, bine, răbufnirea era una firească, era un șoc. Înțeleg. Dar în același timp, cineva te-a abordat ei... și te-a rugat ca să da. 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 Dar tu cum mai cunoști? M-au sfătuit așa. Hai așa, mai cunoști, mai cunoști alți oameni, nu te rog să dai nume, poate nu e corect, dar mai cunoști alți oameni formatori de opinie care au fost așa rugați simultan să mă atace? Eu am să vă spun că este o breaslă întreagă în Republica Moldova, începând cu Maria Olar și toți ceilalți, care sunt persoane, aici pun punct ca să nu poți mă dă în judecată, să nu pierd timp degeaba în viață. Există persoane în Republica Moldova care sunt plătite și angajate să producă conținut media în spațiu public convenabil unor anumitor forțe politice. Ei nu spun ce aici cred. E una, nu știu, să te susțină cineva care, domnule, eu te urmăresc și îmi place ce faci, uite, eu vreau să te susțin, să-ți dau un 50 de euro, cum iată, eu am Patreon sau alte formule de finanțare, da? Nu, domnule, eu am să te plătesc, dar tu trebuie ca așa să spui. Deci atunci murarea dușmanul poporului trebuia să fie spus concomitent da. De foarte mulți. Da. Da. Asta a fost comandă exactă. Bine, cu mine au vorbit altfel. Eu nu sunt ca dânșii să mă cheme la caviorză că eu te duci și ai făcut asta. Ei știau că eu asta voi face. Dar care sunt condițiile? Ei știau că eu asta voi... Care sunt condițiile în care tu ai fi de acord sau gata să spui deschis cine te-a sfătuit să faci? Nu, asta nu este corect. Asta nu este corect. După ce este eșalonul, este eșalonul de vârf al guvernării PAS. Nu este ultimul om în PAS. Nu, hai spunem așa, eu nu aveam dubii că așa a fost. Eu știu că vă dați seama. În cazul tău asta este încă o confirmare, dar eu mă bucur că... Prefer să fiu conștient da, și eu recunosc public. Eu mă bucur că tu asta public o recunoști, pentru că unii au avut curajul să mi-o spună doar așa personal. La fel, îi datorez niște scuze domnului Petruțe, care am avut o discuție atunci când ne-a strigat într-un restaurant, lângă cimitirul erorilor și eu l-am murdărit pe dumnealui.
Îi datorez lui niște scuze publice, personale, pentru că... Da, ai făcut posteri despre noi cu Petruță, da. Pentru că l-am bănuit... Noi, de fapt, pregăteam emisiunea aceea care am anunțat-o anul trecut. Pentru că sondajele lui au fost cele mai exacte și cele mai corecte. Iar eu vorbeam în live-urile mele despre manipularea prin sondaje. Și ea există, indubitabil, dar nu în sondajele lui. Sondajele lui au fost cu cea mai mică rată de abatere față de, iată, ce a prezis el, ce a calculat el și ce s-a reflectat. În timp ce altele au fost cu 20% diferență, 30%, adică artificial, prin sondaje, uite, ăsta e liderul, pe ăsta votează, după care noi ne trezeam că stați puțin oameni buni, dar ăsta nici pe partea lui lider. Înseamnă că ne-a manipulat sondajul. Ca eu să zic, domnule, l-aș vota pe X, dar nu, mai bine votez liderul că n-are șansă, X al meu, dragul meu. Așa mai departe. Acum, ca să închei cu dumneavoastră, este cert că era firesc să apară o astfel de răbufnire în opinia publică și în special din partea mea, pentru că am fost vizat de postul dumneavoastră de televiziune, eu socot că el și astăzi va aparține. Eu s-o cot că de drept el este al dumneavoastră. Eu țin minte că era TV7, da? Pentru oameni liberi, era foarte clar. Cine l-a clădit? Cine l-a făcut? Fost la mine. Da, cu Romul. E că nu-ți minte. Îmi pare, pare că eram la TV8 deja. Sau asta era începutul lui TV7. La TV7 nu mi-am amintesc să fi venit. Posibil. Da. Au trecut deja, iată, anul viitor, 10 ani de zile. Da, de eu din 2014 țin minte. Că cel mai înflăcărat unionist. Da. Care poate argumenta de ce ești că te-am chemat astăzi? Dar hai, înainte de a ajunge la unire pentru... Problema principală sunt colegii dumneavoastră și cei pe care i-ați susținut. Dumneavoastră trebuie să vă asumați public faptul că ați susținut PAS-ul și în special pe Maia Sandu. Citez, sunteți un politician cu coaie. Asta ați spus. Eu presupun că acest podcast politic se transformă într-o șezătoare la care fiecare care se așează cu mine la această masă îmi spune, Natasha, asumă-ți. Eu îmi asum și mi-am asumat asta public. Uite, nu că ar fi cazul să-mi cer scuze. N-ai luptat tu împotrivă? Ba da. N-ai luptat tu împotrivă în Dodor? Dar nu pentru Maia Sandu. Stai. Eu înțeleg că... Asta era perceput foarte tare ca și luptă pentru Maia Sandu. Pur și simplu, eu eram cea mai aprigă luptătoare împotrivă lui Plahotniuc și pe urmă Dodon. Pentru că pe Dodon îl percepeam ca și produsul lui Plahotniuc. Eram așa de aprică că deodată oamenii mai departe puneau semnul de egalitate. A, înseamnă că dacă el luptă împotriva estru, înseamnă că ea e pentru asta. Da, într-adevăr, eu față de ea eram mai... Hai să spunem așa. Față de Năstasă n-ați fost la fel, spre exemplu? Spuneți sincer, v-a convins Maia Sandu? Uite, eu mi-am cerut scuze față de Andrei și chiar și anul trecut când el a fost la mine la emisiune, eu i-am spus chestia asta. Eu, timp de câțiva ani, am comis o greșeală pe care eu sper niciodată în viața mea nu o vom mai repeta. Eu zilele trecute, sorry că o iau așa dintr-o altă parte, dar tu vei înțelege la ce eu duc. Eu câteva zile în urmă vorbeam cu cineva despre războiul din Ucraina și spuneam, tu știi, я привыкла жить в мире, в котором Путин мудак. Eu din anul 2002, când am intrat la studii la Moscova, la Universitatea de Stat, eu deja protestam de la anul 2, Navalny, proteste, opoziție. Lumea se uita atunci la mine ca la o nebună, care așa de bine, economia crește, lumea prosperă. Dar eu de la bun început credeam că un KGB-ist, un FSB-ist nu poate fi un președinte bun de țară, pentru că un om care este... obișnuit să trăiască într-o lume în care toți sunt în afară de el dușmani și îi înconjurat de dușmani, această abordare nu poate duce la nimic bun. Apropo, asta un pic seamănă și cu abordarea doamnei Sandu. Toți restul care nu sunt cu noi sunt dușmani. Dar revenim la ea. Seamănă, da, așa și deci, eu spuneam, deci eu m-am obișnuit din 2002 să trăiască într-o lume în care Putin e mudac. Pentru mine e clar. Deci, ceea ce s-a întâmplat anul trecut, în februarie 2022, crimă. Asta a fost, da, acest război, asta a fost încă o dovadă, o confirmare pentru deja toată lumea, că el e, repet, mudac. Cer scuze dacă pe cineva îl supără această abordare. Mudac încă asta încă e bine. Dar asta nu înseamnă că în lumea aceasta, în care el e mudac, eu să nu pot să am dreptul să spun că partea cealaltă tot nu e chiar tare bună. Eu nu vreau să trăiesc în lumea în care eu sunt obligată să spun că ăsta e alb, dar ăsta e negru. Și nu mai există nuanțe. Asta eu, din păcate, am comis cea mai mare greșeală, să trăiesc, nu că să trăiesc, dar să aleg singură pentru mine paradigma în care unii sunt absolut, dar absolut albi, dar alții sunt absolut, dar absolut negri. Acum, uitându-mă înapoi, eu înțeleg, a fost o mare problemă regimul Plahotniuc și dacă tu mă puneai acum înapoi,
Un milion din procente aș fi luptat la fel de tare. Poate chiar mai insistent, știind cu ce asta se va termina. Dar, eu la sigur, n-aș fi fost atât de... Nu, cum asta... Îngăduitoare. Îngăduitoare, da. Cu opoziția de atunci. Și... Maia Sandu v-a convins? Ați crezut în ea? Uite, pentru mine a fost o problemă. Eu anul trecut asta am recunoscut. Am spus-o chiar și în public. Repet acum. A fost un moment în 2019 când Andrei Năstase vroia să candideze la funcție de primar. Da. Și el vroia să o convingă pe ea... 18. El vrea să candideze la funcție de primar și el vrea să fie candidatul blocului acum. Da. Atunci, împreună, da. Forțe Unite. Eu nu știu dacă mai exista atunci blocul acum sau ei pur și simplu mergeau împreună ca pași. Formal mai era. Da. Maia Sandu i-a spus că trebuie să se gândească, dar ea, în alte cercuri, ea încerca să convingă alți oameni, inclusiv pe Octavian Țicu, și da. Octavian Țicu despre asta deschis a vorbit. Hai tu să candidezi. Să te susținem pe tine. Deci ea aici luptă cu Năstase împreună, un front comun împotriva lui Plahotniuc. Împreună și, până la cap. Da. Dar aici propune altora să fie ei candidați. Oamenii încă n-au înțeles uite, cine este Maia Sandu. Eu asta știam atunci. Pentru mine am de ce să nu vorbesc despre asta în public. Știi de ce? Ei, cum scoți gunoiul din casă? Împotriva regimului. Exact. Că asta i-ar conveni lui Plahotniuc. Acum eu înțeleg că ești obligată să scoți, chiar dacă acest adevăr ar putea să nu le placă și unora din ai tăi. Aici sunt două chestiuni, doamna Morale. Prima, da. Veți fi vestitorul prost. Eu acum asta sunt. Prezența mea aici pentru mine înseamnă, eu deja știu ce o să fie în comentarii, dar eu mi-asum acest trumbele rol. Vor fi îndreptate. Absolut, trădător, hoț, bandit, v-am spus eu și mai departe, tot felul de prostii care, nu vor, care au obiectivul să nu ascult ce vorbesc eu. Pentru că eu sunt eu, indiferent că sunt aici, sunt la TV8, la Publica, la Prime, eu am fost la NTV Moldova, la Accent, eu am dat curs tuturor invitațiilor. N-am dat curs doar dacă se prăpuneau sau doar dacă, nu știu, motiv de boală. N-a fost o invitație la presă pe care eu s-o refuz de motive că nu-mi place cine prezent. Credeți că eu nu știam ce mi se pregătește că venea la doamna Rață în timpul campaniei? Știam. Fusese domnul Valeriu Munteanu și ea a spus, iată, eu țin minte, spune doamna Rață, că unioniștii pe timpul Plahotniuc n-au protestat. Eu am pregătit frumos de acasă mapa cu fotografii, la corturi, la sediul PD, în fața primăriei, așa și frumos. Eu am întrebări, domnul Bilețchi, unde era el când se protesta? Și domnul Munteanu îi spune, domnule, o să-l invitați, el e băiat mare, o să vă răspundă. Vin eu în platou, 180 de grade, eu citez, iată sunt unii oameni, nu ea, care spun că ați fi făcut jocul lui Plahotniuc. Dar eu m-am gândit că poate sunt oameni răi care vă vor rău. Doamna, personal pe gura ta ai scos acest mesaj. Nu cineva undeva, noi și suntem la Radio Baba aici. Cineva a spus așa, nu-și lasă să spun, lasă să iasă public. Eu propun să-i lăsăm. Da, dar eu dau acest exemplu, pentru ca să vă spun că v-au trădat proprii colegi, asta e una, și ați fost idol pentru mulți. Iar acum ați devenit demon pentru ei. Iată, dacă veți înțelege eu, cum au făcut ei chestia asta. Eu vreau să spun, eu recent l-am ascultat foarte atent pe Aristovici, care vorbea fix despre asta. El a fost acum un an idol pentru ucraineni. Acum e demon. Demon. Dar el spune, eu de fapt rămas tot același. Eu și atunci și acum spuneam ceea ce credeam că este el tot. El a ieșit din sectă. Da, apoi eu vreau să și spun. Și Gordon începe să-și dai seama că lucrurile sunt complicate. Eu pur și simplu am ieșit din sectă. Da, am avut greșeli mele, mi le asum. Dar hai să-i lăsăm. Eu cred că e foarte bine acolo să descurcă fără noi. Și simt în lumea lor ideală. Dar eu țin neapărat să-i punctez și să-i amintesc doamnei, doamnei Rață despre un singur fapt. Criticați-mă. Este normal. Vă respect, vă stimez, vă doresc pace, dragoste, lumină familiilor dumneavoastră. Însă atunci când v-ați băgat peste cele sfinte în familie și m-ați înjunghiat în spate cu un cuțit rujinit pe nedrept și o știți și mi-ați spus-o că da, eu știu, dar înțelegi că asta e politica, asta nu o să treacă. Doamna Morar, e vorba despre o demnitate omenească. Nu sunt un om care poartă pică și am trec peste foarte multe chestii de genul ăsta, așa cum suntem acum față în față și cei ce demonstrează că avem cultură politică și omenească. Dar eu am un copil, eu am o familie. Ei pe o țară întreagă au spus, mersi la fel, ei pe o țară întreagă au spus că eu sunt una cu hoții. Eu merg pe stradă. Pot să găsesc un nebun să-mi taie gâtul. Mie sau familiei mele, cu ce drept? Cine sunt acești oameni care, fără o decizie a instanței de judecată, fără probe, de la sine putere. Stai o clipă. Cine stai, sunt ei să-și permită? Vlad, scuze-mă încă o dată, îmi cer iertare că eu îți spun la pertu, dar mie îmi pare că dacă vădem cu dumneavoastră, parcă nu e ca la bucătărie. De ce aș insist să, totuși să trecem la tu? Tu ai dreptate, sunt de acord cu tine. Asta nu e un blogherism. Dar nu ești asta tu este, ca
un exemplu de politician care fix așa ieșea pe stradă și spunea hoții bandiți, numai că despre ceilalți. Fac diferență. Nu-ți pare că noi toți purtăm vină pentru asta? Pentru că noi toți, noi ca presă care iese deșteaptă în direct în fiecare seară în platouri și povestim oamenilor cum ei trebuie eram să trăiască. Eram sigur că o să-mi spuneți asta, doamna. Sau voi, cei care veneați în aceste platouri, tu mai rar erai invitat, dar poate stai prin stradă. Nu spuneam noi, e așa, că ăsta e hoț, ăsta e bandit, ăsta e rău, ăsta e bun. Fără ca să le explicăm oamenilor. Vapșeta trebuie să existe procuratură. Prezumția nevinovăției, procuratură, trebuie să existe proces de judecată. Dreptul la apărare. Și așa mai departe. Clar. Nimeni dintre noi asta nu spunea. Atenție, doamna Morare. Repet pentru moldovenii care zic că vor în Europa. Politicienii au libertatea să facă discurs public politic pentru care eu, ca concurent, nu pot să-l dau în judecată pe dânsul. Dacă el spune că eu sunt hoț, și asta e campania electorală. Eu nu pot să-l dau în judecată, pentru că asta e discurs politic, asta e opinia lui politic. Dar presa nu are dreptul să facă chestia asta, este sursă de informare în masă. De trebuie să spună, iată ce a spus Bilețchi despre Morar, spre exemplu, sau Morar despre Bilețchi, dar noi, ca jurnaliști, facem precizarea că acestea nu au fost dovedite până la ora actuală, sunt doar presupuneri sau opinii ale ale acestor oameni, noi ne disociem și nu poate fi confundată cu opinia instituției noastre mass media și urmează ca vinovăția să fie probată la instanțele judecate pentru că omul se bucură de prezumția nevinovăției. Punct. E că presa trebuie să se disocieze de chestia asta. Dar în momentul în care eu, ca politician, spun că ăla e hoț, asta e normal. Asta este o învinuire, asta este o adresare, el trebuie să vină să justifice. Și asta e dezbaterea de idei, de principii. Tu știi, eu nu sunt de acord cu tine că asta e... Nu e moral, de acord. Okay. Nu e moral, așa, dar este legal. Când ești politician, vă decizii când ești, care spun când ești, că când ești politician în opoziție și în departe, probabil, dar când ajungi deja într-o funcție de stat, președinte, prim-ministru, tu n-ai dreptul să spui că este și hoț. Și știți de ce? Pentru că nu mai vorbești în nume propriu, vorbești și în numele instituției. Exact, deci asta dar noi nu avem cultură politică suficientă ca să vorbim asta. Hai, până la cultură, totuși să vorbim un pic despre și nu avem, nu pentru că oamenii n-ar fi vrut să o aibă, ci pentru că am avut o presă care s-a stăruit și a făcut tot posibilul să ajungem până aici. Și presa merge la vale. Dacă înainte mai erau jurnaliști cu greutate, care aveau un cuvânt de spus când scria ceva domnul Tănase, citești jumătate de Republică, așteptau ziarele sau opiniile lor, când erau dezbaterile astea mari, da, între granzii presii. Acum ală ce niștiți? Niște trepăduși care aparțin politicienilor? Îți spun cum este, mie îmi pare că și presă și politicienii. Și politicienii și politicul din Moldova și societatea civilă, noi toți împreună trecem prin cea mai mare criză pe care noi am trăit-o vreodată. Doar domnul Gonța și dumneavoastră au rațiunea să mă invite chiar dacă am criticat. Pentru că dumneavoastră și domnul Gonța nu confundați interviurile cu locul de muncă. Iată, ei cred că dacă eu o să aici, apă asta e meu. Și eu fac ce vreau. Nu, domnule, nu e chiar așa. Ți-asumi să spui și lucruri incomode care nu-ți plac. Inclusiv despre oponentul politic, iată, fiecare din noi are o preferință politică. Cui va-i plăca albi, negri, roșii, portocalii? Dar tot dacă e jurnalist, spui, uite, trebuie să spun și despre asta. Chiar dacă nu-mi place, pentru că opinia publică trebuie să cunoască lucrul ăsta. Eu întotdeauna am avut acest principiu și iarăși revin la lucrul cu care am început această emisiune. Eu am discutat zilele acestea cu un prieten bun de-al meu, care este foarte apropiat guvernării. Foarte apropiat. Cu cine? A, guvernării. Da. Nu pot să-i dau numele, nu este corect, nu vreau să-i creez probleme. El e foarte apropiat, colaborează cu ei, îi ajută foarte mult. Și nu-i păcat de moarte. Îl invit la emisiune, spun, hai vină, hai să discutăm. Eu vreau să discut cu cineva care... Eu cu mare drag aș discuta aici cu reprezentanții PAS-ului, ei nu vin. Eu tot anul trecut am încercat să invit. Probabil vom începe și acum iarăși să le trimitem SMS-uri, nu scrisori. Vorbim. Voi încerca. Dar de ce și l-am abordat pe el, îi spun, uite, eu vreau să înțeleg care este logică. Pentru că eu întotdeauna consider că e nevoie de un dialog cu toată lumea. Dreapta, stângă, nu contează. E nevoie de un dialog. Doar asta ar putea cumva să ne salveze. Și el spune, tu înțelegi că eu nu pot... Eu dacă vin, eu am probleme. Eu nu pot să ard toate podurile cu ei și eu nu pot așa să mă cert cu ei acanciatele. Ei percep o discuție publică și transparentă. Adică, tu vii la mine podurile? Și asta este o ardere a podurilor. Ok, vorbim telefonic pe ascuns, și? Și? Pentru ei este o problemă. Nu-i mai bine să fii transparent și deschis și sincer? Pentru ei este o problemă. Noi cu dumneavoastră n-am vorbit. Atunci ne-am întâlnit întâmplător la o stație PECO în care mi-am spus, doamna Morar, nici voi lici neva. M-au bătut televiziunea dumneavoastră, m-am bătut și eu. Așa a fost. Și doar te-am invitat pe mine conținut. La masă. Asta a fost la telecentru. Asta a fost cât un an, jumate, doi în urmă. Jumate în urmă, da. Am mai vorbit de atunci? Nu. Păi? Eu deci și m-am mirat că tu ai decis să vii. Dar revenind, ți-ți pare că asta e normal? Că noi am ajuns la situație în care fiecare dintre noi a luptat pe fronturi diferite, hai să spunem așa, dar în percepția noastră, noi am optat pentru una și aceeași.
valori democratice, libertate și așa mai departe. Ție, nu-ți pare rău că noi am ajuns oricum la situația în care nu toate televiziunile te pot invita? Nu, că nu mă pot, dar suntem în listă neagră. Suntem exact în listă în care este interzis. Nu toată lumea, da, se poate, nu știu, întâlni cu tine liber deschis sau cu mine. Da, absolut, sunt așa. Asta e ok, îți pare? Asta nu este normal. Dar cum noi am ajuns aici? Eu înțeleg că e ușor să spui că eu sunt divină, dar totuși. Haideți să recunoaștem că noi trebuie să ne asumăm o parte divină. Ce n-ar spune unii și alții, noi avem cap pe umeri, nu trebuie să judecăm. Dar noi ne-am cam obosit să judecăm sângurei. Mai las ca să ne spună ProTV-ul, Jurnal TV-ul, TV8-ul, Bilețchi, Morare. O să ne spună ceilalți ce trebuie să facem. În momentul în care nu gândești cu capul tău, gândește cineva în locul tău. Asta e prima problemă și primul așa moto. 2. Cine caută stăpân devine sclav. Noi nu căutăm să ne implicăm activ în viața politică. Noi căutăm să-l punem pe unul și să-i dăm toate mâinile lui. Nu, domnule, democrația înseamnă participare. Înseamnă să stai cu lupa și la prima greșeală să faci flișchi, așa nu se poate. Tu deja începi să o iei pe aratură. Din primele secunde, domnule, hai să iertăm asta. Eu am văzut anumite chestii din start. În primul rând este vorba despre aplicarea unor tehnici de manipulare în masă care ar fi comune cu comunismul. Care? Adică cine nu este cu noi este împotriva noastră. Refuzarea totală a oricărui discurs, a oricărei dezbateri, refuzul total de a accepta greșeala. Recunosc că pot să greșesc, recunosc că am greșit, s-ar putea ca și acum să greșesc, este normal și omul cât trăiește învață. Încerc să devin mâine un om mai bun decât am fost azi. De ce e așa de tare să te iau? Ei merg pe ideea, noi suntem unicii, noi alții nu, numai noi suntem echipa Europa. Și acest exclusivism, acest exclusivism nu este deloc pro-european. Pro-european înseamnă pluralism de idei, pluralism politic, dezbatere și respectul, toleranța față de cei care sunt de altă idee. Vedeți undeva aceste elemente care le-am spus eu, care sunt partea achiului comunitar de bază, toleranța. Doamne ferește, dacă asta e toleranță? Și nu mă refer la șor. Hai că acolo putem cumva să o justificăm, da? Cumva ideologic se justifică. Bilețchi, unionist, pro-european, talpa iadului, să mori în chinuri, Iuda, Satana. Citat comentariile pro-europenilor, fraților. Eu cu voi în Europa nu merg. Stai. Opriți planeta, eu cu voi în Europa nu merg. Eu cu voi nici în România nu merg, eu nu merg nicăieri. Stați aici pe loc. Eu nu votez în veci, pentru că o asemenea societate condusă de asemenea politicieni se merg acolo. Stop. De asta eu m-am dat deoparte puțin de acest, deoparte a segmentului unionist, care a fost astăzi preluat de niște trepăduși născuți de pas. Pot să vă arăt, dar nu cred că le-aș face publicitate. Le-aș aplica tehnica piticul pe umerii gigantului. Sunt prea neînsemnați ca să-i punctăm aici. Dom'le, ei înjură în spațiu public. Ei urlă la stradă la oameni. Eu nu mă pot asocia cu așa ceva. Este peste limita de mine. Și eu înjur, toți înjurăm. Ferita Sfântul, zic că bunul că e sfânt. Domnul, dar nu în spațiu. Nu pornești camera, zic, da, să mă bag eu. Băi, băiete, să uită lumea la tine, să uită copiii. Tu ești formator de opinii a unui segment care este din Doine, din Balade, din Chin, din Ion și Dona, din Grigore Vieru. Cum poți să-ți permiți să cobori nivelul în asemenea hal? Inacceptabil. Dar poate înțeleg că în timpurile de azi cu TikTok-uri și mai departe, acest populism prinde mai tare. Atunci mă spune că ești lider unionist. Atunci asumă-ți că ești altceva. Ceea ce tu mi-ai zis acum... Unirea pentru mine este un ideal sfânt. Atunci vreau să nu accept trepăduș, nu accept fel de fel de șmecheraș genul ăsta. Ceea ce tu ai spus acum despre PAS, despre această gândire exclusivistă, eu de fapt întotdeauna am avut preconcepție că și unioniștii sunt așa. Posibil că eu greșesc. O parte este. Posibil că eu greșesc. Eu vreau astăzi cu tine să vorbesc. Doamnă Mără, ca să nu iasă că eu i-am bătut pe mine. Da. Noi avem, să presupunem că sunt mai multe structuri, dar avem trei segmente de populație. Pro-europeni, pro-ruși, și unioniști. Ar mai fi și moldoveniști care zic nici încolo, nici încoace, țărișoara noastră, vama noastră, fiți cu nostru și cum. Eu consider că... Haideți să putem dar patru, da? Proruși, moldoveniști, pro-europeni și pro-unioniști. În fiecare segment din acestea există o parte care sunt duși cu pluta, cu care nu poți avea o discuție constructivă, care ei sunt deținători adevărului absolut și punctul. Mulțumesc că ai recunoscut. Asta este. Ești de acord. Nu, unioniștii sfinți, doamne, de pus la icoare. Nu, sunt moldoveniști nebuni, sunt proruși nebuni, care zic, să răsii, sunt unioniști. Numai așa și gata, stai ca, nu și gata. Din păcate, asta este societatea noastră. Probabil că nu doar a noastră. Hai să vorbim un pic despre important este că această parte marginală, extremă, să nu aibă ponderea cea mai mare din total. Important este că ea să fie o mică parte.
Pentru că noi au bătut cel mai mult cu chestia asta. Dom'le, unioniștii sunt extremiști, sunt fasciști, sunt intoleranți. Ăștia sunt cu niște idei fantasmagorice. Nu, dom'le, unioniștii sunt cu cravată și cămașa albă. Știu să se comporte decent, au un discurs argumentat, știu să facă față provocărilor, nu fug de dezbateri, de idei, de confruntări, de păreri, stari, îți bazați. Iată, eu aș un astfel de unionism am încercat să construiesc. Dar tu spune-mi într-o curmă, știi, eu ca om care dincolo de mișcarea voastră unionistă, oricum, normal că urmăream ce se întâmplă, pentru că eram și sunt în media, întotdeauna cumva era cineva care se asocia cu leadership-ul curentului unionist în țară. Ce aveți în vedere? Nu, care era fața unionismului. Uh-huh. Cândva, nu știu, începem cu... Iuri Roșca. Da. Începem cu Mihai Ghimpu. Frontul Popular, după aceasta Iuri Roșca, Mihai Ghimpu, Dorin Chertoacă. Da. Acum, cine este sau cine sunt fețele unionismului în Republica Moldova? Nu este. Nu există. S-a anihilat în mod intenționat acest segment. PAS, și aici deschid paranteza, și-a abandonat tezele politice cu care au început. Ei ce spuneau? Dom'le, geopolitica nu contează. Trebuie să pornim vremurile bune spre Europa, nu ne mai batem geopolitic, asta vrea majoritatea, trebuie să facem vremuri bune, nu, niciun hoț în țara mea, da? Așa cântau eu, da? Să trăim bine, salarii și pensii, vă amintiți cum fredona mulțimea? Acum, ce spun ei? Fiți atentă. Limba română, teza noastră. Antiruși, teza noastră. Armata de ocupație rusă, teza noastră. Agenți FSB, mâna Kremlinului care ne pune piedici, tezele noastre, fraților. Ei și-au abandonat tezele lor, ei cărțulia lor metodică au închis-o și au luat-o pe a noastră. Și prin asta ne compromit pe noi. Deci eu acum ca unionist mă confrunt cu problema în care niște trepăduși prefăcuți care și-au abandonat steagurile lor de partid, le-au ridicat pe altele și au spus că noi suntem cu Unirea, dar Bilețchi cu rușii. Băi băieți, voi vă întâlneți cu Cozac în președinție, în timp și eu protestam în fața ambasadei Federației Ruse. Dar cum explici această mișcare spre dreapta lor? Așa, foarte... Ei înțeleg că au pierdut centru. Ei înțeleg că nu mai sunt pe placul majorității populației și încearcă să se apuce de segmentul cel mai ușor de capturat. Unioniștii nu au lider. Atunci e cel mai ușor de capturat. E cel mai simplu să... La unioniști, cum să spun, din cauza că au fost puțin lideri și n-au fost tari, n-au avut televiziune, n-au avut bani, n-au avut... Hai să recunoaștem ce a avut domnul Ghim sau ce a avut Roșca. Spre final au tras și ei o voce a Basarabiei și un Noroc TV. Spre final, care acum nu mai are treabă cu dânsul. Spre final. N-aveau ei presă și holding-uri, cum avea Plahotniu, 4, 5, 10 televiziuni. Concurau de pe poziții care nu făceau față. Ăștia se întâlneau, domnule, cu oameni de stat mari, bani, tranzacții. Chiar dacă vorbim de furturi, cred că la unioniști le putem pune și el mai mitic sumă că s-o fura de Republica Moldova. Da? Dacă să fim sinceri. Dacă să fim sinceri, au furat unioniștii ca Plahotniuc? Sau ca Felat? Să spună unul. Dar ei niciodată n-au deținut toată puterea în stat. Că exact. Ca noi exact. Să putem spune. Da, că rușii spun că ăta unionist în asta păcărat. Ca noi să putem spune. Uite, despre curentul unionist. Ca să încheie. Deci PAS-ul își asumă acum să captureze acest segment și ei se bat cu pumnul în piept, că ei sunt unicii, înțelegând că ei pierd cealaltă parte. Întrebarea este pe cine vor lăsa pe partea cealaltă. Centru stânga. Știi, eu nu sunt de acord cu tine că ei au sugrumat doar segmentul unionist. Acum? Ei au sugrumat tot dreapta. Părerea mea că ei au sugrumat tot segmentul de dreapta și asta este un mare pericol. Metodic, i-au luat pe toți, pe Leancă, pe Plahotniuc, pe Filat, pe Ghimpu, ei au luat fiecare partid pe rând. Vă amintiți cât de mult le păsa lor cine va câștiga Chișinău? Când era bătălia între Dorin Chertoacă și Zina de Grăcean. Ei făceau ca coita, da? Acelui noi protest, care putea să aibă loc mâine, poimâine, în orice zi. Dorin Chertoacă era în campanie, domnule, turul 2 câștig Greceanei, mâna Moscovii, sau Chertoacă? Chertoacă ne-a vândut, așa țăpau ei. Domnule, Chertoacă nu-i sfânt. Ideea e alta. Ei azi țăpau, mâna Moscovii, numai nu rușii, numai nu FSB-ul. Băi, voi acum câțiva ani în urmă ați scuipat în aceleași teză doar ca să luați puterea. Mai departe, când făceau alianță cu Dodon, unde a fost mâna Moscova? Apropo, Dodon primise indicație de la Moscova să nu o demite pe Maia Sandu, ci să o strângă în brațe până la capăt, pentru că erau îmbrățișările morții. Cât mai mult stătea Maia Sandu în brațele lui Dodon, cu atât mai tare scădea ratingul. Maia și-a inventat. Și consilierii Maia i-au spus că din funcție de prim-ministru niciodată nu va putea prelua puterea. De ce? Da. Cu un an înainte de alegerile prezidențiale e bine să-și dea demisia și din opoziție atunci va întâmpla. Pentru că percepția publică se înghită această chestiune. Absolut. Ea a inventat că ea vrea ca prim-ministru să numească în funcție procurorul general și atenție, paranteză deschisă pentru cei care știu dreptul. Avem principiul separării puterilor în stat. Este imposibil. Nicăieri în lume asta nu se întâmplă. Ca forță executivă să numească în funcție o parte a forței judecătorești. Știind din start că va fi inacceptat, că va invalida Comisia de la Veneția,
ca să-i dea un pretext lui Dodon să o demite. Și rușul i-a spus, nu o demite. Dodon a ieșit din cuvântul Rusiei. De ce? Ce ambasade, cine, cum? Deși el deja dă clar de înțeles aceste chestiuni, de ce nu este atins, de ce dosar, de ce sunt atât de cumin socialiștii la ora actuală. Băieți, voi încă multe nu știți ce face pasul după cortină. Voi încă multe nu aveți idei despre alianțele. Tu crezi că pasul cu socialiștii au o colaborare strânsă? Absolut. Este cert. Nu e vorba doar despre alianțele pe care le fac în teritoriu pentru a obține în funcție de președinte sau vicepreședinte. Igor Dodon e candidat ideal pentru Maia Sandu la următoarele alegeri prezidențiale. Absolut. Dacă Maia Sandu vrea să câștige alegerile prezidențiale, Dodon este candidatul ideal. Hai, despre viitor vorbim un pic este mai târziu. Este perdantul perfect pentru Maia Totuși, Sandu. Totuși, eu vreau să știi cum, să satisfac un vis de mulți ani. Eu niciodată cu nimeni în emisiune, chiar dacă nu pot spune că foarte des, dar destul de des să-i invitam pe unioniști, eu niciodată n-am avut posibilitatea de așa unul la unul să discut despre unire. Vreau astăzi... Încheiem cu guvernarea? Revenim la ea! Promit, pur și simplu mă tem că dacă noi ne concentrăm pe guvernare, nu vom discuta despre unire. Un pic despre unire și revenim la guvernare. În primul rând, o ultimă întrebare, dacă îmi permiteți. Veți pune umorul la fel de puternic ca să-i dați jos pe ei și să nu vină alții ca ei? Sau veți sta într-o parte, spuneți, domnilor, scuzați-mă. Uite, Vlad, orice cuvânt spus acum de mine poate fi interpretat de către SIS-ul nostru și Comisia Situației Excepționale. Absolut legal, ca, democratic, alege. Ca lovitură de stat, nu știu ce. Nu, doar eu pot să spun un lucru. Eu promit că în tot ce depinde de mine, în ceea ce eu fac zilnic, prin aceste produse, prin emisiuni, poate prin alte lucruri pe care le voi face, eu voi face totul ca Republica Moldova să fie cu adevărat un stat democratic și european, dar nu pentru a bifa și a umbli prin cabinete europene și povestit că iată noi ce suntem coruși. Care n-ahrinuși, lupte aici coruși. Dacă nu era Șor, îl invintau pe Șor. Ideal. Dacă nu era Dodon, îl invintau pe Dodon. Eu îți spun, revenind, eu nu vreau să trăiesc într-un stat în care dacă e clar cine e negru, asta nu înseamnă că nu am dreptul să spun că și cei albi nu sunt chiar sfinți. Da. Eu vreau să trăiesc într-o țară în care să fie loc pentru toată lumea. Aici e corect, aici e greșit, aici e absolut. Așa. Doamna voi face Mora, tot ce depinde de mine. Dumneavoastră și domnul Gonț ați declarat că aveți vârsta eligibilă pentru a candida 40 de ani și nimeni din presă n-a dat nicio știre. Asta e presă liberă și întrebarea, v-ați gândit... Dau așa loc de speculat, nu zic dacă candidați. V-ați gândit în serios, ați luat în serios această idee, să candidați la lege? Hai, ca și cu de ce vă întreb? Eu aș vrea să văd... Ca și cu Gheorghe Gonța, hai să-ți dau din ochi. Mm-hmm. Interpretează cum eu vrei. Eu vă spun de ce vă întreb. Mie mi-ar fi interesant să văd o dezbatere publică între Maia Sandu și Natalia Morari. Eu cred că o asemenea dezbatere nu că doar are dreptul la existență, dar ea trebuie să aibă loc. Și nu cu urete, cu calm, iată așa, la masă și pe argumente. Să pariez, iată acum suntem în primele zile ale lunii decembrie 2023. Încă nu e clar când vor avea loc alegerile prezidențiale la sfârșitul anului viitor sau în 2025, dar sunt gata să pariez că Maia Sandu nu va avea nicio dezbatere publică cu niciunul dintre candidați. Pentru a nu face transfer de imagine? Pentru a nu pierde din rating? Nu, pentru că ea nu va fi în stare să aibă o dezbatere publică adevărată. Să răspundă la toate întrebările care s-au adunat în acești 4 ani. Sunt absolut convins. Deci asta va fi o strategie a staff-ului ei de a nu o scoate. În ultimul timp e o strategie comună. Da. Ai mulți politicieni fac așa. E trist când fac pro-europeni. Hai despre unire un pic. Vlad, te rog, hai un pic despre unire. Că vorbim numai despre actual. Revenim la ei, îți promit, că mai sunt multe subiecte legate de actualitate. Acum voi pune câteva întrebări sau teze, vreau să le dezbatem, poate naive. Dar eu nu sunt unionist și am tot dreptul să pun așa întrebări. Hai, un neunionist vorbește perfect, cu un unionist. Perfect, rolul meu principal e să conving, de asta să încerc. Unu, eu așa întotdeauna închipuiam. Hai să ne imaginăm, facem un joc al imaginației. Mâine se întâmplă unire, ea devine posibilă. Eu folosesc aceeași tehnică? Nu, eu nu știu. Ce pierdeți dumneavoastră dacă are loc? Nu, eu acuși, permite-mi, te rog frumos, să descriu un proces pe care... Eu mi-l închipu și tu să-mi spui, așa e, nu e așa, sau poate mă corectez, dacă nu este așa. De exemplu, mâine devine posibilă unirea. Eu stau și mă gândesc, în mod practic, ce ar însemna asta? Nu, de exemplu, lichidarea frontierilor, lichidarea instituției prezidențiale, guvern, parlament. Noi devenim, probabil, un județ, nu știu, poate două județe, eu nu știu cum, administrativ devenim ar trebui vreo trei. Nu,
Da, devenim 2-3 județe. Noi nu mai avem capitală. Cum stau, mă gândesc, întotdeauna în istoria, capitalele aveau forță investițională de atracție cea mai puternică. Orice om de la sat, eu nu sunt din capital, eu sunt din Crâncenă. Asta este un dezavantaj pe care l-ați spus bine. Orice om care vrea să ajungă de la țară la capitală, el visează să aibă un apartament aici sau, nu știu, bucată de pământ să-și cumpere. Acei care pleacă în diaspora, fac niște bănișori, investesc în apartamente în Chișinău. Am contraargument. Acum, dă să duc cu gândul până la capăt. Deci, ok, capitală. Deci, oamenii, cei ce vroiau și doreau să investească în Chișinău ca și capitală, vor investi deja în București. Da. E firesc, sorry, dar dacă eu aș putea, eu aș investi mai degrabă în București decât în Chișinău, dacă asta ar fi capitala noastră. Doi, toți studenții, tot tineretul, la sigur va dori să plece să învețe la București. Și așa pleacă. Și așa, dar totuși nu așa de masiv. Deci, eu cred că Politehnic, oricum mai avem studenți la Politehnic. Nu uitați că la noi vin inclusiv din România să învețe. Oricum vor pleca și mai masiv decât până acum. Eu deja tac despre faptul că vom primi pașapoarte românești toți automat și mai masiv vor pleca oamenii. Nu vor aștepta aici să devină viața mai bună. Cei care sunt abs de muncă, presupun că este o iluzie. Hotarul ne păzește pe noi ca un gard în care oamenii stau cu fața imprimată în gard și cineva ține și nu plecați, stați aici. Oricum, părerea mea, că Moldova devine un fel de pridatoc agricultor pentru România. Un pământ bun. Ei cu investițiile lor probabil vor putea aici ceva face, dar eu mă întreb, eu ca cetățean tânăr, ce câștig din asta? Că pensionarii noștri vor primi o pensie mai bună? Uh-huh. De acord. Bugetarii vor primi salarii mai bune? De acord. Uh-huh. Dar în rest, Chișinău nu mai este capitală. Oricum toată lumea se va simți atrasă de București. Acest gând are dreptul la existență. Trebuie să știți că foarte des acest argument a fost folosit de către forțele ostile pentru a spune: iată, noi o să devenim de sortul 2 vasali. Eu vreau să vă spun că sunt zeci de moldoveni. Eu nu vorbesc de vasali. Nu am spus că ați făcut. Că vom deveni de sortul 2, că să fim acolo gulbincă, da, o provincie. În primul rând, Republica Moldova astăzi este ocolită de investiții. Cei ce vedem noi în Chișinău, asta e... Noi vorbim acum la nivelul întregii Republici Moldova. Doamna Morar, imaginați-vă că un județ din România azi are de 3 ori mai mare producția internă brută decât toată Moldova. Noi nu vorbim de capital. Toată Moldova este de 3 ori mai puțin decât un județ din România. De ce? Din simplu fapt că noi suntem nu membri NATO, nu membri UE. Eu dacă am un sac de lei, eu m-aș cam teme să bag banii. Pentru că justiție nu este. Pentru că aici în orice moment poate să izbucnească un război civil, politic, rusesc, de care vreți. Investițiile mele nu sunt chiar în siguranță. Și atunci, alipirea acestui teritoriu la România, de o manieră legală și democratică, înseamnă automat NATO și UE, ceea ce garantează investițiile. Deci banii vor spori aici. Pentru că aici lumea ar vrea să bage bani aici, este atâta potențial. Atâtea fabrici care pot fi puse la punct, atâtea locuri de muncă pot fi făcute din nou. Nu, uite, dar din momentul în care, să bage bani. În care unire se înfăptuiește, deci cei ce noi putem vorbim... Dacă îmi permiteți, ați spus vreo totuși, 4 și eu doar 1 la da, dar asta e un proces foarte complicat. Automat, unirea? După asta... Nu, foarte Proces de reintegrare este un proces extrem de complicat. Tu trebuie să schimbi legislația, tu trebuie să schimbi toate metodicile, sau cum ele se numesc. Uh-huh. Deci tot ce înseamnă curicula, practic deja suntem armonizați. Curicula, protocoale medicale, o grămadă de lucruri trebuie de schimbat. Asta se întâmplă în 24 de ore. Trebuie de tras pe ai noștri un pic de nivelul românilor. Asta, eu nu zic că nivelul lor este... De 10 ori mai bun, dar este o diferență. Pe locuri mai bine, pe locuri mai rău? În mare, spre exemplu, totuși mai bine. Poșta Moldovei la noi este mai bine organizată decât poșta română. Deci la noi, dacă eu achit o amendă sau achit ceva la Edeneț, Chișinău știe și vede în baza de date. În România asta nu este. Adică sunt unele lucruri care, iată, la noi am fost mai ageri. Poate că suntem mai mici, ne ajută chestia asta. Dar, Vlad, vreau să înțeleg, totuși, unirea e despre faptul că, de exemplu, acum pensia medie în România e de 600 de euro, la noi 170. Salariul mediu în România e 1400 de euro, la noi în jur de 600, dacă nu, 11.000 de lei, cam așa. Deci, asta e despre asta, că nivelul de trai al moldovenilor să fie de același nivel ca românilor sau e despre altceva? Pentru că următoarea mea întrebare către oricare unionist, și mă bucur că tu ești deschis discuția asta, este
Dar de ce noi n-am fi capabili să ajungem la salariul 1400 sau pensie 600? Credem că suntem capabili. Dar trebuie neapărat să ne unim pentru asta. Noi de 30 de ani credem că suntem capabili și încăpem pe mâna unor hoți care profită pe seama naivității noastre. Republica Moldova este un teren de speculare a viselor și de speculare a năzuințelor sincere de poporului. Poporul sincer speră și crede, dar din start îl așteaptă o ștangă. E că așa au fost și cu pas. Ne-au promis și au spus asta exact ce vrem. Asta înseamnă că tu, acum, ca politician, politician, o clipă, tu ca politician, tu ca politician, acum stai în fața mea și îmi spui, Natalia, nicio șansă. Eu, ca politician, îți spun că nu este posibil ca noi, politicienii, clasă politică, să fim capabili să facem ceva, deci unica șansă este unirea cu România, pentru că noi suntem proști, dar românii sunt mai deștepți. Eu n-am spus asta. Da, eu am spus faptul că până acum toți cei care au combătut ideea unirii și nu au luat-o în considerație, au fost oameni cu interese ascunse. Eu știu oameni care zic, domnule, eu știu că unirea e o chestie rațională, dar nu vreau. Am alte interese. Iată, eu cunosc astfel de oameni și am avut conversații cu adevărat inteligente cu ei, în care ei au anumite argumente personale. Deci, care să luăm unirea la modul concret? Noi avem în Republica Moldova foarte puțină populație. Guvernul nu spune, dar noi suntem foarte puțini aici. 2,5 milioane maxim. Nu suntem nici 2. Conform ultimul. Uitați-vă chiar la compensații cât s-au aplicat. Uitați-vă la facturile. Depuneți unde mers. Câți oameni achită facturi sau taxe și impozite. Da, e adevărat. Noi suntem aproape 2 milioane, din care jumătate sunt oameni la pensie. Acești oameni nu o să ajungă ziua să vadă vremuri bune. Noi le promitem lor că ia camuș amuș, ia camuș amuș, ei intră în mormânt cu ia camuș amuș. N-au bani să îi îngroape măcar cineva. Asta e unul. Doi, noi îi hrănim cu iluzie și cu speranță și cu vise, într-un mod cinic. Nu noi, mă refer la casa politică. Nu, eu, nu o fac eu și nu o fac și dumneavoastră, nu suntem la putere. N-am fost niciodată în viața mea la o funcție de stat în care să bat cu numai și așa să fie. Nici măcar deputat, nici măcar ministru. Că unii nu știu și zic, da, ai fost acolo, n-am fost acolo. Poate am trecut pe alături fizic, dar n-am ocupat o funcție. Acum, noi avem cu dumneavoastră o populație activă care a plecat peste hotare. Ce zic pe care dumneavoastră spuneți, pe venituri, salarii, au plecat în Europa. Unii dintre ei și în România, alții mai departe. Au plecat cu ajutorul României. Deci da, via mare România, parte, da. Pentru că cu pașaport moldovenesc oficial nu poți lucra. În mare parte, doar da, viză turistică sau dacă lucrezi la negru. Deci nu o să ai pensie, nu o să ai asigurare medicală, sunt probleme. Dacă mergi prin pașaportul românesc sau buletinul românesc, ești cetățean oficial. Moldoveni de-a noștri cu zeșele au ajuns deputați și senatori în Parlamentul României și eu aud că suntem de sortul 2 la București. Arată-mi un român. Vlad, un român din România care a ajuns. Tu de la mine n-ai auzit argumentul întrebare de sortul 2. Eu niciodată nu m-am simțit acolo de sortul 2. Dar uite, un întrebare mie îmi pare că măcar un român din România a ajuns în deputat Parlamentul Republicii Moldova. Niciunul. Dar noi spunem că ei pe noi ne-au de sortul 2. Uite, populația noastră de aici sărăcește și pleacă. Mai mulți copii se nasc peste hotare decât în Republica Moldova. Vlad, și noi încă spunem, hai să le mai dăm încă 4 ani. Pur și simplu, mie îmi pare că tu la fel că tu îi învinuiești pe actualii și foștii politicieni că ei vând iluzia că iată mâine, păi mâine va fi bine. În România azi da, e mai bine. Gândesc. Doamna Morar, în România azi e mai bine? Azi, asta. Acum, aici. Este mai bine decât în România este mai bine, dar ei drumul ăsta spre bine l-au început acum 15 ani, chiar mai devreme. Da, odată cu noi. Odată cu noi. Atunci 89-90. Deci, eu consider că și la noi acest drum spre bine la fel va dura. Noi ne mișcăm la reluare. Noi suntem la Băsescu 2008-2009. El poate fi mult mai scurt decât la români, capabili să fim, deștept să fim. E posibil. Pur și simplu, revin, tu îi învinuiești pe ei că ei vând o iluzie că mâine poate fi bine. Eu mă pun așa în locul oricui așa. Și mă gândesc că tu fix aceeași iluzie îmi vinzi mie. Nu, eu vă arăt ce aici funcționează. Iată, ne unim cu România și începem să trăim bine. Dar eu te întreb, dar tu pe români i-ai întrebat? Da, ei unire vor? Da. Pentru că reunificarea Germaniei a costat cândva sute de miliarde de mărci Germania. Asta dacă luăm după echivalentul de azi, tot sunt câteva sute de miliarde de euro. Asta a fost un proces extraordinar de complicat. Dar cât costă întreținerea Republicii Moldova astăzi? Stai. Un procent din PIB-ul României a mers anul acesta pentru întreținerea Republicii Moldova. Câteva noi nu ne întreținem, doamna Morar. Câteva întrebări. Noi nu avem bani să ne plătim facturile. Nu noi cetățenii, noi statul. Știu. Noi, ca de ce ne împrumutăm? Eu știu. De noi, ce? Noi ne batem. Domnule, sunt independent. Știi ce spune mie mama că nu sunt independent? Mie îmi pare că tu urmărești emisiunea Morar News. Ia du-te și tachet facturile. Mie îmi pare că tu urmărești emisiunea Morar News pentru că noi povestim despre faptul că noi încă niciodată nu ne-am împrumutat așa ca acum. Niciodată. Da, știi cum? Garece pirașchi. Iată așa ei iau credite, parcă fac garece pirașchi. Mai multe, cu procente mai mari. Noi luăm acum împrumuturi ca să dăm românii vor trebui să-și asume aceste datorii în cazul noi ne reunificăm. Întrebarea mea este, românii sunt gata să plătească atâta sau dacă nu, cine este gata?
gata să plătească. B. România fiind stat membru al UE. Un alt membru. Recunosc, n-am citit, dar presupun că așa sunt procedurile în Uniunea Europeană. Nu există. E țară membră al UE și e țară membră al NATO. Din momentul în care se alipește așa o bucată de pământ, care are... Un conflict teritorial înghețat. Da, ruși, armată și așa mai departe. Ei ar trebui să aibă acordul, agrimanul celorlalți. Adevărul este că juridic acolo nu e armată, acolo este un gotar. Un contingent de menținere a păcii, care s-a fost oficial aici. Uite, oficial, oficial, Turcia nu este împotrivă intrării Suediei în NATO, ca și Ungaria. Dar de facto... Da. Creează probleme. Stau și mă întreb. Dar nu ne trezim noi că iată, gata, facem unire. Facem de acord și românii și moldovenii. Dar nu știu, dar o Germania și o Franța se gândește. Noi n-am ajuns până acolo. Băi, dar să-i subvenționăm încă pe ăștia 2 milioane. Dar încă să mă... Ui! Și Republica Moldova în ultimii 12 ani de zile devine un stat aflat la întreținere. Republica Moldova, noi este capabilă să... Noi deja suntem luați la întreținere. Noi suntem cei care îmblă în toată lumea cu mâna întinsă și o spun cu toată rușine, pentru că mi este rușine de faptul că se întâmplă chestiunea asta. Mie mi-ar plăcea, teoretic, ca Republica Moldova să fie un stat puternic, finanțat, în care noi să ne gândim, domnule, încotro o apucăm. Noi nu gândim. Noi ni se spune foarte clar ce trebuie să facem. Doamna Morar, eu vă spun cu mâna pe inimă și sper că mai sunt oameni teferi în Republica Moldova care, sincer, nu cred în faptul că politicienii noștri stabilesc curentul politic al Republicii Moldova. La noi sunt trei ambasade de bază care stabilesc acest lucru. Asta e delegația UE, asta este Federația Rusă și asta este Statele Unite ale Americii. Eu cred că Federația Rusă deja... În ultimul timp mai puțin. Da. Mai mult degrabă britanice sunt activi. Da. Dar de obicei, de la începutul Republicii Moldova și până acum, au fost politicieni ai lor. Vlad. Controlați de ei. Vlad, dar pentru că noi suntem slabi. La noi întotdeauna clasa politică se împărțea în cea care umbla pe la ambasadă Rusie și acolo primea, nu știu, comenzi, ordine, ce vrei și banul. Și alții care mergeau la alte ambasade. Problema este că noi avem această gândire de vasali. Noi avem această gândire. Da, noi căutăm stăpân. Eu mă întreb, iată de ce noi nu putem într-o zi să ne trezim, spunem, băi, e bine să facem banul și cu unii și cu alții. Bine, cu rușii acum nu văd cum noi să facem banii, cu toate că putem nu neapărat să luptăm direct cu bazucele împotriva lor. Europenii văd foarte bine cum putem face banii cu rușii. Eu de ce știu? Eu am vorbit cu mulți români. Am chiar și cunoscut foarte bine români. O țară aflată în război, doamna Murat, a făcut 600 de miliarde de dolari venituri pe vânzare de gaz. Asta e Federația Rusă. Doar pe petrol, pardon. Petrol și gaz, da. De unde băiesc dacă îi pus embargo? Domnul Gordon se întreabă, nu eu. Domnul Gordon. Vlad, și de ce te întreb? De ce noi, cu românii, n-am putea fi... Nu că eu împing ideea mea, dar eu chiar cred în asta, știi, am dreptul la opinie. Să nu fim noi două state românești. Așa. Vorbim aceeași limbă, cultură. E clar că la noi e un pic mai diferit, dar oricum. Da, e un specific teritorial. Da, este un specific, la fel ca și la ei. Ardeleni, bănățeni, olteni, sigur. Noi să fim două state, cu două voturi în UE, două voturi în toate organizațiile internaționale, ONU și nu știu ce. Doamna Morar, o mică precizare. Voturile în UE se dau pe baza numărului de populație. Da. Deci că sunt două sau trei state nu contează. Stai, și Estonia are vot și țările, toate țările baltice au vot. Da, în funcție de ponderea numărului de populație în UE. De ce bulgarii dădeau cetățenie pe un capăt? Știți de ce? Ca să-și mărească numărul de populație, ca să crească numărul de voturi. De ce România au putut mai multe voturi? Dar ei n-au dat pentru asta. A fost un beneficiu terț. Obiectivul de bază a fost repararea unei nedreptăți istorice. Eu pentru că eu juridic, domnul Tănase, îl cunoaște de la Curtea Constituțională. Eu astăzi, România. Eu astăzi, pentru faptul că l-au privat de dreptul de a avea cetățenie. Eu astăzi, eu dacă aș fi fost în locul celor care iau decizie aici, la noi în Chișinău, aș fi mers la cei din București și le-aș fi spus, băieți, e cel mai bun timp noi să ne folosim de perioada cât noi încă nu suntem în UE, noi cu voi avem un parteneriat care e bazat pe ani de încredere. Deci, încredere? Nu, hai, avem o încredere mai mare decât... Stai, nu, când vrei poți găsi limbă comună. În deosebi când vorbim în aceeași limbă, nu e o problemă. Și să le spui, voi prin noi puteți să faceți acum atâtea lucruri, eu economic vorbesc, proiecte economice pe care ei, românii, nu pot să le facă pentru că ei sunt stat membru al UE, pentru că acolo tot e uniformizat. Tu n-ai dreptul. Știi cum, sunt mii de condiții pe care tu trebuie să le respecti și asta nu îți dă o marjă de libertate, de competență, ca tu să fii mai competitiv, să fii mai așa, există mai agil. Există o astfel de problemă. Și atunci ei ar putea, ar putea prin noi, un stat prietenesc, vorbește aceeași limbă, să facem atâtea proiecte împreună. Statul este ostil.
Doamna Murari, am să vă spun scuze-mă, poate idioții sunt la putere, au fost și sunt și am nu știu de cum. Am să vă spun o drama noastră ca popor, știți? Asta e și de râs, dar și de plâns. La noi se înjură România. La noi nu se înjură atât de des Rusia, nu se înjură până acum, până nu a fost războiul. Așa de des cum se înjură România. Pur și simplu, așa au fost educați oamenii să înjure România. Domnule, zic, bă, dar păi vecinii noștri, Ucraina și România. Bun, poți nu-ți placă România. Nu. Uitați-vă în comentarii. Deci la noi au fost educați să înjure România. La noi Moldova nu înțelege că el n-avea să aibă grădiniță dacă nu era România. E gata, spre Bușeie, să închide. La noi nu sunt bani în buget. Nu, ni s-au dat autobuze școlare, ni s-au salvat vieți omenești. S-a făcut foarte multe pentru noi. Noi considerăm că nu asta ne scuvine. Ca așa ne scuvine. Trebuie să ne dai românii, că sunt obligați să ne dea. Nimeni nu este obligat să ne dea nimic. Noi trebuie să ne luăm soarta în mâinile noastre și să înțelegem că nu o să vină nici americanul, nici românul, nici rusul, nimeni să muncească în locul nostru. Și atunci de ce noi cu românul să ne înțelegem și să nu începem să facem bani împreună? Ideea e de creat un context favorabil. Iar acest context favorabil, haideți să fim acum cât se poate de sincer. Naivii care cred că Rusia se teme sau nu vrea ca Republica Moldova să intre în UE. Bă, băieți, Rusia face bani cu Europa. Pentru dânsii partenerul ideal. Unicul oponent sau unica opreliște a Rusiei este NATO. Unde e NATO, se oprește rusul, că nu își asumă războiul total. Deci, bă, băieți, când vă spune Pasu și Maia Sandu, domnule, că integrarea în UE ne va salva să ruși, voi sunteți naivi, băi, băieți, ăștia au făcut gazoduct până în mijlocul Europei pentru că asta înseamnă bani. Europa are nevoie de Rusia pentru gaz și rușii au nevoie de Europa pentru bani. Și de aici avem bani care se întorc în Europa și cumpără politicieni și fel de fel de interese. Dacă Maia Sandu, dacă noi cu dumneavoastră vrem securitate garantată aici, asta este doar NATO. Vlad, coborâi. Doar NATO. De la cele discuții geopolitice. Și o mică precizare. La început de război. La început de război, îmi amintesc că urmăream cu atâta speranță pe doamna președinte. S-a început război, zic, domnule, amu. Dacă nu amu unirea, cel puțin de dat motive economice, motive istorice, limbă, nana, am un motiv de securitate. Instinctul primar, supraviețuiești. Mă urc în orice mașină, numai să rămân viu. Știți că atunci când se întâmplă astfel de situații, omul trece peste orice. Doamna Maia Sandu își manifestă speranța, atenție, speranța că vom putea ocoli un pericol. Dragă doamnă Maia Sandu, dumneavoastră nu sunteți speranța Republicii Moldova, sunteți garantul. Așa scrie în cont, garanție. Și atunci când vine Rusia și este NATO și suntem prinși între doi și ăștia spun clar că mă dai deom de Pridnistrovia, adică vom veni în Republica Moldova, unica șansă e clară să te dai după copac, adică după NATO. Deci noi am fost supuși unui risc politic enorm. Bă, dar proste că nu o să ajuns până aici și nu o chicat nici o rachetă. Eu vă asigur că era destul una în cealaltă. Datorită Ucrainei. Exact. Da. Datorită sacrificiului lor, a faptului că au murit pe câmpul de luptă cu moarte de erou. Deci, dar cu asta politică ce a făcut doamna Murari? E o chestiune foarte importantă. Noi cu dumneavoastră am fost lăsați în voia sorții. Ori venit, acolo veni. Știți ce spunea o doamnă de la PAS? N-am să dau numele pentru că chiar așa nu este corect. Dar jur că este adevărat, la o ședință în Parlament, de la PAS. Sunt și marturi care pot confirma chestia asta. Noi avem un plan, spune ea. Dacă rușii o să ajungă la Odessa, noi repede cu România să facem mâine. Și eu zic, doamna, cu tare și cu tare, adică eu ca unionist trebuie să mă rog ca rușii să ajungă cât mai repede la Odessa, ca să aibă loc unirea sau cum? Nu, în cazul în care eu să ajungă, zic, stimată doamnă, adică dumneavoastră vă jucați cu soarta noastră. Da, ca să ajungă, repede să fugim. Dumneavoastră, dacă mi-ați spus mie, credeți că rușii deja nu știu? E că acolo trebuie să fie o cameră, aici poți fi o cameră, acolo poți fi o cameră și aici trebuie să fie un informator. Minim unul dintre ei deja duce informația, vrând sau nevrând. Deci uitați-vă cât lipsă de maturitate politică. Tu ai de face cu oameni, cu milioane de oameni. Asta e viața lor în joc. Dar chiar să fii și dușmanul tău, tu trebuie să-ți salvezi poporul. Dar nu este, nu este o lipsă de maturitate politică și din partea ta să continui să spui că iată, facem unire și viața va fi mai bună. Uitați-vă, dacă asta ar fi o promisiune care posibil în viitor, așa ar fi. Noi astăzi trecem frontiera și noi asta vedem că lucrează. Deci noi nu ghicim în boabe, nu credem pe cuvânt pe Maia Sandu, că ea ca muș, Filat ne spunea în 2020, Maia ne spune în 2030, Recianos ne spune în 2040, Grosul în 2050. Asta acum, aici, funcționează. Este deja aplicat în practică. Realist. Da, noi suntem două state care ne apropiem foarte tare și noi ne asumăm tot acest achiul european, legislația asta deja din 2013, tot procesul ăsta a pornit și tot mai tare și mai tare noi ne vom profunda. Este clar. Dar eu revin la însăși unirea. Ție nu-ți pare că asta la fel este o iluzie? Și mai degrabă ar fi cazul de spus.
oameni buni, sau nu dispus, dar de început de la români, de convins în primul rând pe români și pe europeni că ei să fie de acord cu unire pe adevărate, după care deja să vii la noi și spui, băieți, ne-am înțeles, există decizie politică asumată, iată cât va costa, iată cine va plăti. Dar așa îmi vindeți fix ca și comunism. Va fi bine, cândva acolo, după deal, păi, asta și este diferența. Eu vă arăt că asta funcționează, iată aici. Comunismul nu putea face chestia asta. Eu vă arăt faptul că peste Prut, oameni fix ca noi. Dumneavoastră aveți pașaport român? Nu. Ok, dumneavoastră, mi-am că ați spus că nu aveți. Iată, eu am și mulți au. Ați fost în România, ați văzut drumurile. Dar asta nu este unirea. Salariile, pensiile. Asta nu este unirea. Păi, da, cum nu? Asta nu este unirea. Asta înseamnă extinderea autorităților române și asupra noastră. Nu, există state în care oamenii au și câte 3 și 4 și 5 cetățenii și asta e normal. Da, absolut. Asta nu este unirea. Unirea înseamnă că Republica Moldova ca stat dispare. Da. Își pierde suveranitatea. Capitalul nostru. Dar mai avem ceva de pierdut? Dar nu, mai sincer vă întreb. Mai avem noi suveranitate? Formal mai avem. Неформал, димут не маем. Формал маем. Но авем штапила, авем конституция, авем стяга, авем стема, авем. То есть, ну, под спонник не экзиста. Мы не кондучим Република Молдова. Ши вина ной, ну, штю, у амбасада путерник. Ши спонит, домле, ам невоя де аста. Мне спонит, ну, домле, да я не пот сфак аста, кам традеза легатури, ка есть инкомпатибил. Окей. Ши ей спон, штиц, ята... Cu părere de rău, vrem să atenționăm asupra faptului că la hotar cu Republica Moldova și Ucraina au loc trafic de arme, pentru că știți că este război și corupția nu este un fenomen străin pentru Republica Moldova. De asta recomandăm partenerilor noștri europeni să intensifice controlul la frontieră. Vlad. Și vor da voie la 4 tiruri sau 15 zi. Știți ce o să întâmple? Noi zburăm din funcții. Imediat. Noi nu putem ipotetic să ne opunem, nici acum. Poate să se întâmple orice. Deja se întâmplă. E adevărat. În lumea de azi, da, chiar și nici de ieri. Dictează acela care are puterea. Da. Din păcate, în așa o lume trăim. De ce până nu vom ajunge noi să avem dreptul nostru de cuvânt, să ne audă lumea? Eu zic, să lăsăm pe ei să-și rezolve. Noi să încercăm să ne concentrăm. Cine pe ei? De ăștia mari. Îi lăsăm. Noi ne concentrăm pe partea, știți asta, tu poți să îi convingi pe cei din Bruxelles că, băieți, noi vrem în Uniunea Europeană, de exemplu. Ei nu trebuie comiși. Noi vrem în Uniunea Europeană. Voi aveți nevoie de noi. Dar voi aveți nevoie de noi. Săraci, cu mână întinsă, îndătorați? Sau voi totuși aveți nevoie de noi deja cu economie competitivă? Credeți că ei au nevoie de noi, numai sincer? Asta credeți că ei dacă aveau nevoie noi de mult, noi eram intrați? Adică fix așa eu cred și despre români. Dacă românii aveau nevoie de noi, de mult eram în România. România nu încalcă prevederile legale ale Republicii Moldova. Eu de foarte multe ori când am fost, eu ca Uniune spun asta, de foarte multe ori când am fost la ambasada României cu anumite solicitări, am spus că, domnule, inițiativa trebuie să iasă de aici. Pentru că altfel România va fi acuzată în cele mai bune tonuri, în cele mai bune tradiții ale propagandei ruse despre faptul că vine cu imixtiuni și acaparează Republica Moldova. Inițiați-o voi și noi o să vă ajutăm. Tu mâine ajungi la putere? Ai o fracțiune mare, serioasă, peste 30, cât acolo, 33 de deputați. Armonizarea legislației, armonizarea tuturor segmentelor. Organizezi referendum. Referendumul este o chestiune perdantă. Dumneavoastră dați unei populații care a trăit în manipulare și în minciună, care a trăit în comunism și îl trăiește încă în continuare, să decidă. Asta e ca și cum a dat libertate sclavilor. Ei vor veni a doua zi înapoi. Ei nu știu de unde să apuce. Știți ce s-a întâmplat cu sclavii care au fost eliberați? Ok, dar este, de exemplu, nu știu, cineva care urmărește această misiune și de o vârstă mai înaintată, care crede în faptul că Republica Moldova trebuie să fie un stat suveran și mai departe, se gândește, dar cine? Un Vlad Bilenski să vină și decide pentru mine absolut, că eu să devin partea României? Absolut, punctul de vedere. Dar cum asta se întâmplă atunci? Este simplu. Oamenii care sunt în vârstă, care sunt la vârstă pensionar, mă refer în primul rând la ei dacă despre ei vorbim, mai au timp să mai aștepte 10, 20 de ani și să amâne cei ce deja funcționează astăzi, acum. Iată, noi cu dumneavoastră discutăm niște chestii ipotetice, dar astea sunt oameni vii. Sunt oameni care nu au bani de medicamente, sunt oameni care mor la limita sărăciei în sat. Oameni care au 1.000-2.000 de lei pensie. Asta e dramatic. Numai pentru asta noi suntem deja obligați să le garantăm lor o bătrâneță decentă. Ne mai vorbim de faptul că toți ai noștri care muncesc oficial sunt acolo datorită pașapoartelor românești. Dar datorită statului român. Iar noi, Vlad, spunem, domnule, statul român... Pentru asta, noi, eu nu zic, uite, țărișoricuța noastră, fiscul nostru, vămișoara noastră, să mai furăm o lecuță că noi, eu să ne fim o lecuță funcționale. Eu nu înțeleg de ce atunci voi din start nu recunoașteți că noi singuri nu suntem capabili, noi suntem un partid care recunoaște că clasa politică din Moldova a falimentat, moldovenii sunt proști, moldovenii nu își pot asuma și inginerii nu sunt capabili. Și de ce, dumneavoastră știți de ce ne unim spunem și acolo se întâmplă viață bună? Dar știți asta.
Eu acum o să răspund pentru cei de acasă. Pentru că asta nu este la modă, pentru că asta nu se vorbește. Moldovanul are orgoliu, are rânză. Domnule, cum adică eu nu scap? Deci primul pas spre tratament este să recunoști că ești bolnav. Primul pas spre a te trata este să pui o diagnoză corectă. La noi, dacă spui adevărul, ești vestitorul prost. Deci iată, stă omul și doarme în baltă, în moșirlă, și crede că lui e cald și e bine, deși e că în jurul lui e baltă asta. Eu sunt cel care îl trezește și spune, băi, băiete, tu ești în gloce, spune, du-te de aici, eu așa de dulce dorm, tu îmi strici mie somnul. Deci la noi să spui adevărul înseamnă să fii cel care aduce vestea proastă. Mai bine dormim în minciună decât să ne trezim. Asta că și cum știi, nu fi cu tine doi vecini, vecinul de alături trăiește mult mai bine, curtea lui este aranjată, curată, grădină. Stai. Dar la noi, știi, trăim ca niște porci. Și brusc, nu ne gândim. Dacă vrem să trăim mai bine, hai să sărim gardul și vom începe să trăim mai bine acolo. Dar oricum porc rămâi. Scuze-mă, eu nu vreau să-i fac pe moldoveni porci. Eu am în vedere că nespălați, săraci, nu știm să lucrăm, sau suntem leneși, așteptăm să vină rusul, românul, europeanul, americanul să facă pentru noi. Sorry, dar poate să începem de la faptul că noi plecăm în Europa, oriunde în Europa, întreabă pe oameni cum sunt tratați moldoveni. Moldovenii, dacă ajunge la construcție, îi iau ca pirajoașe. Ai noștri sunt buni, muncitori, descurcăreți, vin la timp, rabdă, vremurile grele ne-au călit. Vin acasă. Știți acest exemplu cu vecinii și cu frații, atât de mult a fost rostogolit, doamna Morare. Casa nu e stat, statul e cu totul altceva. Statul e un mecanism întreg. Asta nu e că eu vin la mine acasă, am închis ușa și fac ce vreau. Statul este un mecanism mai mult decât o familie, mai mult decât un frate. Frate, da, e că dacă eu am sargardul. Asta înseamnă garanții, asta înseamnă principii de funcționare a statului. Noi nu le avem. De ce Republica Moldova nu poate să le aibă sau să le garanteze de sine stătător? Republica Moldova n-a fost gândită să aibă așa ceva. Republica Moldova pe harta politică lumii ca stat n-a fost gândită să fie. Nu e a noastră țara asta. Țara Moldovei e a noastră. Dar Republica Moldova nu e a noastră. Nu sunt de acord cu tine, ce faci cu mine? Nu sunt de acord. Încerc să vă conving. Dar dacă nu mă convingi, ce faci? Vă arăt avantajele. Dacă pentru mine aceste avantaje nu sunt suficient de convingătoare și eu consider că nu suntem în stare. Din zona negativă vă trag în zona neutră, ca să nu vă opuneți cel puțin. Dar eu, de exemplu, consider că din zona ta, cum tu o numești, pozitivă sau care, te trag în zona neutră și îți arăt că în cazul în care tu faci o reformă a doua, a treia, câștigi un ban acolo în plus și ajungi la o pensie de 500 de euro sau chiar 600, dar poate chiar dublu de cumpărat exact cu România. Exact, asta se întâmplă cu Republica Moldova. Tu te vei gândi, dar poate mie nu-mi trebuie asta. Voi avea un stat vecin România care cu mine într-o limbă vorbește, suntem parteneri în UE. Absolut, categoric. Dar eu cred că noi putem să devenim o țară europeană, stat membru al UE. Eu înțeleg că există sceptici care consideră că UE nu va mai fi. Dacă noi trăim mai bine ca Europa, ne mai trebuie nouă UE? Știți ce spun mie 9 de 10 oameni pe stradă? Nu mai vreau UE. Uite, nu mai vreau. Uite, eu vreau doar bani de acolo. Eu vreau să par un om extrem de rațional. Eu la ora actuală nu văd un model mai bun decât cel european. În ce aspect? Economic, social? În primul rând, drepturile omului, stat de drept, libertăți. Dar n-aveți impresia grijă să cam duce alea? Cănește, se duce. Și de ce și-ți spun? Ca din extremism. Până la momentul când asta ar trebui să se întâmple, eu vreau să nu stau ca un prost, incapabil, debil, care nu face nimic. Eu vreau să muncesc, să lucrez, să reformez statul, să încep să-i trag pe ai noștri, instituțiile statului, afacerile, tot, economie, la acel nivel că eu deja să fiu un candidat destul de gustoșel pentru Uniunea Europeană, că eu să am libertate la momentul acela să spun că, păi, da, haideți să rămân eu candidat veșnic. IQ-ul european va fi deja implementat. Legile vor fi deja europene. La noi deja se aplică prevederile tratatelor. Conform articolului 7 din Constituție, prevalează legile și tratatele internaționale. Dar când vrem, scoatem procurorul, când vrem, interzicem televiziunile, când vrem, interzicem candidații. Asta și este și asta și nu vă spun. Deci cu Unirii oricum nu ne împăcăm. Europenii, ca să știți, și americanii. Eu pentru două state românești, tu pentru Unirea. Deja suntem mai aproape. Ne-am clarificat. Să știți că europenii și americanii, dragi telespectatori, n-au nevoie de rapoartele noastre. Ei au oameni în teritoriu care le dau rapoartele lor separate. Așa că dacă voi credeți că, iată, noi o să vopsim buzi și o să arătăm nu știu ce, voi vă mergeți doar pe voi. Ei știu mai bine decât noi. Ei au sisul lor care urmărește sisul nostru și sisul nostru trebuie să iei lecții de la dânșii. Le faci training-uri și prima condiție, știți care este? Fiecare își scrie numele și prenumele. Prezentați-vă, vă rog, frumos cum vă numesc. Deci, practic, să obțin o listă întreagă a tuturor colaboratorilor, serviciilor de securitate. Ați văzut vreodată sisul nostru să rețină vreun agent
vreun spion, eu știu, nu așa, pur și simplu, între păduși, rus, american sau european, vreun? Dar eu vă pot spune că aici este o concentrație de agenți ai securității cu misiuni speciale, nu neapărat niște care îmblă și cu pistolul, nu. Oameni care au influențe, care pun ceva, împing mai repede să meargă, ceva frânează, cineva să întâlnească, vorbesc ca să iei discurs public într-o parte. Este ceva normal. Este mai mare decât în toată restul Europei. Da. La noi este o concentrație maximă. Pentru că suntem la hotar și întotdeauna așa a fost. Pentru că banii aici buni se învârtează în Dumnezeu oraș. Cu ei. Și pentru că Transnistria este inclusiv partea în care se învârt banii. Hai să și pentru că domnul Recean venise la guvernare pentru a rezolva problema Transnistriei, pe care n-a rezolvat-o. Pentru că acum și termină războiul Ucrainei. Și din păcate nu așa cum și-ar dori guvernarea PAS și noi toți. Dar vedem deja semnale îngrijorătoare din Statele Unite ale Americii. Că banii se cam termină. Gordon deja bate alarma. Arestovici deja bate alarma. S-ar putea ca acolo unde sunt rușii să fie Rusia. S-ar putea ca acolo unde este Ucraina să fie Ucraina. Și noi rămânem cu problema transnistreană nerezolvată. Dar ucrainenii au propus cel puțin o soluție imediată. Noi venim și capturăm unitățile militare și vă acordăm, vă predăm teritoriul sub control constituțional. Ce au spus ai noștri? Nu, ne convine așa. De ce? Pentru că sunt interese financiare, pentru că este contrabandă. Atunci când noi... Când cum unii, mi-a zis un unionist, când unii, fost lider al mișcării unioniste din Republica Moldova, într-o zi, după ce a fost la mine la emisiune, dar off the record deja după emisie, el mi-a zis, Natalia, tot se închid. 300 și ceva de mii de votanți proruși. Tu ți închipui ce va fi cu Moldova. Gata cu parcursul european din clipa în care ei vor fi reintegrați. Dar nu votează. Ceea ce se organiza... E decizia lor. La fel nu vor vota nici dacă se vor integra. Vlad. Ca să închei, doamnă, pentru că ideea e una importantă și chiar mi-aș dori să abordăm puțin acest subiect, dacă tot spuneți că e o discuție, poate propun și eu un subiect care mi se pare foarte important. Vă amintiți să temnă bez vas? Acest loc, da. Pentru întuneric, dar fără voi. Sigur. Cât a durat ea? O săptămână? Noi, guvernarea PAS, ne-a vândut pentru 1 leu la kilowatt. Deci în Ucraina erau bombardamente, aveau loc întreruperile de furnizare energiei electrice, noi cumpăram energie electrică din România, energie de avarie, mai scump cu 1 leu per kilowatt. Ne-a făcut o contraofertă Tiraspolul, adică Federația Rusă, agenții Kremlinului, asta spune guvernarea și asta spune adunarea parlamentară a Consiliului Europei, nu spune Bilețchi sau un politician oricare. Apeci eu. Și noi mergem pe mâna lor, asta ce înseamnă? Ca ei să ne poată vinde nouă energie electrică. Noi trebuie să acceptăm ca la ei să ajungă gazul, adică gazoductul Drujba, care trece și funcționează și astăzi prin Ucraina și este păzit de serviciile secrete ucrainești și rusești în egală măsură. Război, dar ferita Sfântul spune cineva mâna pe trubă. Deci gazul trece prin gazoductul Drujba și merge în continuare și rușii au transferat acei bani în conturile ucrainilor pentru că război, dar business-ul e business. Sunt oameni cu interese foarte mari care, inclusiv și chiar dacă e război, toți înțeleg. Dumneavoastră și eu asta știm foarte bine, să ajungă la Tiraspol acest gaz, adică ei să aibă gaz, problema rezolvată, ei practic fiind priși la mijloc, regimul separatist mă refer, nu oamenii. Ei produc energie electrică și pentru dânșii și pentru noi, ne vând nouă și încă și fac și bani. Dați-vă. Și acum eu vreau să leg acest lucru de vizita lui Cozac la Chișinău. Vă amintiți când a fost Cozac la Chișinău și nimeni nu confirma, domnule, cine te-a chemat? Unde vii? Vă amintiți această vizită lui Cozac? Vine direct până la președinție. Urcă în clădirea prezidențială, se deschide gardul normal, că dacă vine pur și simplu nu deschide nimeni gardul. Gardul stă pe loc. Și la ieșire îl întreabă, domnul Cozac, dar cine v-a invitat? Spune, că, smâsle. Eu de unde am ieșit? Și eu vin de capul meu aici, în Republica Moldova. Și după care declară, și asta este video, la Jurnal TV am descărcat, este proba, i-a palucil garantie, că blocada Pridnestrovie nu bude. Acum este clar ce s-a întâmplat. Și după asta prinde foarte multă logică. De ce noi cumpărăm energie electrică de la ei, deși ei sunt separatiști, se pregătesc, iată, Transnistria, rușii au declarat oficial. Noi vrem să venim până în Transnistria. Prisăidniță cu Pridnestrovia. De ce noi am acceptat să aibă ei gaz? Ce spuneau ai noștri? Dar noi nu putem să facem genocid. Noi nu facem genocid. Noi respectăm legislația Republicii Moldova și îndemnăm populația starea de urgență. Refugiați-vă pe partea asta, pentru că acolo o să aibă loc o restabilire a ordinii constituționale cu ajutorul statului ucrainesc, care ne va acorda sprijin în acest sens. Și credeți-mă, aveau să fugă toți, inclusiv și așa zice și pacificatori. Vă asigur că nimeni nu avea să rămână, să păzească scladul lui Putin acolo. Tu înțelegi că asta ar fi fost o provocare a rușilor neapărat să facă aici ceva. Dar ce aici face Maia Sandu cu limba română, cu așa mai asta nu e o provocare. Știți cum e tare interesant, știți cum? Suntem antiruși, dar NATO nu merge.
Băi, sunteți antiruși? Hai în NATO. Noi oricum cu tine problemele sunteți antiruși? NATO. Ia hai să rezolvăm cu transnistia. Noi cu tine, dacă am putea, noi am face, dar noi nu putem... Asta e teza principală a pasului. Noi nu putem, din păcate, opri acum războiul din Ucraina. Noi nu rezolvăm cu tine problemele NATO, extindere, neextindere. Da. Eu vreau să coborâm un pic la problemele noastre pământești. Asta noi aici, moldoveni. Noi putem liber să facem multe lucruri și fără ca să ne unim, să aderăm, să declarăm războaie și așa mai departe. Eu întotdeauna am adus un exemplu. Chiar și anul trecut, când masiv, masiv, fugeau ucrainenii prin noi. Peste 100 și ceva de mii. Am spus și chestia asta. 600 de mii. Dar au rămas aici. Au rămas 100, acum mai puțin, dar oricum, în jur de 100 au rămas aici. Am avut zeci de clipuri despre asta. Au fost extrem de mulți ucraineni care veneau cu bani și erau gata să vină cu mulți bani. Ei nu puteau să deschidă conturi bancare. Ce aș fi făcut eu? Unu. Atragerea investitorilor. Spuneam în felul următor, dacă deschideți o companie aici, mixtă, moldo-ucrainească, da? IKS, întreprindere de capital străin, pentru 2 ani de zile vă scutesc de taxe și impozite și de impozitul pe venit. A noștri le fiți pe domnule, dar pierdem bani. Noi câștigăm, pentru că el închiriază oficiu, pentru asta el plătește. Absolut. El deschide locuri de muncă, absolut, pentru asta el plătește. Și noi în primă ciumă și criză am fi pus o plasă ca să prindem banii ăștia. Revenind. Ar nu știu ce pacă e război. N-au stat ruși în președinție, n-au stat români, n-au stat ucraini, nimeni nu ne-a încurcat. De ce noi singuri n-am făcut? Pentru că au ajuns acești ucraineni unde? În Germania, în Italia, în Franța. Noi de ce n-am făcut? Noi de ce n-am făcut nimic? Nimeni nu ne-a încurcat. Ai noștri nu pot face din două motive. Prima este incompetență totală și doi, ei sunt sclavi. Ei nu și aparțin. Ei nu decid nimic, repet, ei trebuie să-și ar voi. Deci dacă noi cu dumneavoastră vorbim acum pe loc și spunem da, bine facem sau nu facem, pe loc ne suntem în decizia. Sau spuneți, am nevoie să mă gândesc puțin și să vă retrageți într-o cameră alăturată. Ei trebuie să spună, eu mă întâlnesc, hai eu revin mâine la... Eu vorbesc cu colegii. Alo? Domnul cu tare și cu tare, poate eu așa să fac. Ei trebuie să-și ceară voie. Ei și-au schimbat de mai multe ori retorica într-un mod suspect și s-au contrazis. Nu de dragul voturilor, ci de dragul de a fi pe placul unora. Cei ce îmi confirmă mie încă o dată această slugărnicie. Dacă ești politician cu verticalitate, tu îți asumi. Iată, Maia Sandu astăzi nu poate să iasă și ne spună nouă gură. Iată, eu așa vreau. Acest punct de vedere să fie unul de intersecție, da? Să nu fie doar al americanilor, doar al europenilor sau doar al rușilor. Al ei. El nu există. În afară de status quo. Bine, dar ți-a nu păstrăm... pare că asta este un fel de simplificare a lucrurilor și... Dar și timpul ne presează. Da, tu devii obiect din momentul în care... Nici nu încerci să devii subiect. Noi nici nu încercăm să devenim subiect. Cine caută stăpân devine sclav. Noi căutăm stăpân. Cine caută stăpân devine sclav. Noi căutăm stăpân, noi nu căutăm libertate. Dacă mâine devine clar că unirea nu mai este posibilă, așa, tu ce faci ca politician? Atunci consider că toată lumea de bună credință trebuie să se salveze și să se refugieze în România. Doamna Morar, numai sincer, vă rog. Dacă veneau rușii până la Odessa, și intra în Transnistria. Și era clar că nu se opresc. Ce ar fi făcut moldovenii? Numai sincer așa. În fața voastră, nu în fața să mea. Să spun? Fugeau toți în România. Uite, era un rând până la Leușeni? Poți să spun un exemplu. Mergeam atunci în prima săptămână în taxi. Mă așez, avea șoferul tricolorul, era clar că unionist. Era într-un chepeu și într-o chepucică. Bună ziua, domn Morari, tata. Normal că discut cu tatăl meu. Eu întotdeauna discut cu oameni. Pentru mine asta un soi de sondaj al opiniei publice, ca să înțeleg ce s-a întâmplat. Și eu întreb. Și încă și taxist, așa, o sursă de informații. Da, ești unul pentru 50, da? Pălisos al opiniei publice. Și eu întreb. Nu, ce? El povestește că, iată, planificați pleci în Dublin, nu mai țin minte unde. Și eu întreb, dar dacă vin rușii? Și el așa, știi, merge la volan și așa. Ei, și ce? Bine că n-am uitat limba rusă. Din bună ziua, voi spune, добрый вечер. Din păcate. Eu știu că eu am, să mă scuzați, am atâtea gunoaie au fost aruncate în mine după ce am vorbit despre Casa Mare, dar a fost o interpretare greșită pentru că a fost scos din context. Asta nu erau cuvintele mele, asta era un citat din altă persoană, dar lumea mi-a asumat chestia asta. Eu altceva vreau să spun. Din păcate... Se vor împărți în două. O parte vor fi cum a spus nostru, codul nostru, nu eu asta am spus. Cantemir ne-a descris. Noi ne îndoiem. Capul plecat, sabia nu tai. Absolut. Deci, din păcate. Populația Republicii Moldova face două lucruri. Sunt de acord cu dumneavoastră. O parte. Mai activă, mai mobilă. Zic, я всегда был с вами, я всегда любил Россию, это было только так. Dar alții vor pleca. Și alții vor fugi. Da. Și cum credeți, care va fi partea mai mare?
Eu nu pot să spun, nu-mi bag mâna în foc, spun care... Asta este valabil ce aici spuneți, doar în cazul în care n-ar veni cu distrugere totală așa cum se întâmplă în Ucraina. Dacă ar fi o meahă ocupația, da? Rămâne, atunci rămâne mai mult lume, dar dacă ar fi ca în Ucraina, când se aruncă rachete în blocuri locative și mor copii, și eu nu pot spune că nu știu. Văsăcătoșna e roja care văsăcătoșna numerește în dormitorul unei fetițe de 3 luni de zile, care abia au văzut lumina ochilor. Ce-ar face moldovenii într-așa un caz? Știți că tot eroismul ăsta nostru moldovenesc e tare bun până în clipa în care trebuie să iei o decizie clară. Dar noi am pierdut timp o grămadă. Noi acum am fost în fața unui pericol iminent și am o îndornit în noi. Și am mesteșiut de pe această dormire continuă noastră. Oameni buni, noi când odată ne trezăm, să punem capul în funcțiune, să ne luăm țara în mâini, în primul rând, monitorizând actul politic. O făcut o greșeală, să fim în stradă a doua zi. Uite, fără lider, fără bani, fără autocare, fără să fie scenă, noi ieșim pentru că nu ne place. Vlad, acum cei care încearcă să monitorizeze și spună, să apese pe bubă și spună deschis că aici e o problemă, acolo e o problemă, deodată sunt făcuți, fie mâna Moscovei, fie omul ușor, acel care spunea de la bun început că ceea ce se face cu Stoianoglu este o fără de lege și o încălcare, fără de lege, ne place, nu ne place de Stoianoglu, că asta e altă poveste. Asta e altă poveste, dar eu fără de lege ceea ce eu fac, toți cei care spuneau asta, noi să ridică mâna, hoț oligar, hoț, e clar, hoț oligar. Și așa la comentariile controlul fac, las că va veni și vouă rândul, e și nimai venit rândul, strașnic. Tu spui că noi trebuie, atunci zici că oricine care astăzi deschis critică actuală guvernarea, pentru că ei au cooptat curentul european, și ce? Eu continuu asta să fac? Este vorba nu despre ce cruce îți va da Dumnezeu. Este vorba despre dacă îți asumi să o duci sau nu îți asumi să o duci. Eu mi-asum. Eu sunt aici și îmi exprim punctul de vedere și avem de face cu o discuție interesantă, avem de face cu o discuție de pe poziții, adică nu stăm așa cu dulcegării, domnule, da? E o discuție interesantă. Eu sunt sigur că o parte s-a pus pe baricada dumneavoastră, da, ideologic, și o parte pe mea. Și fiecare speră că eu voi fi suficient de bun și dumneavoastră suficient de bun în apara. Cine a anulat această chestiune? Dar ți-mi spune că asta este o greșeală în genere să ne mai punem pe baricade. Nu, baricade ideologice, asta e firesc, să ne apărăm fiecare punctul de vedere. Nu mă refer, baricadele sunt o chestiune necesară, europeană. Deci, toleranța, pluripartidismul înseamnă mai multe partide. Ei ne-au băgat ideea un singur partid. Câte atâtea partide mai puteți să aveți? Cea mai mare minciună și capcană. La magazin cât feluri de cârnați sunt? Măi, și probleme. Alege-l care vrei. Azi îl vrei pe unul, mâine pe altul. Vai, domnule, dacă sunt prea multe partide, înseamnă că e rău. E foarte bine. Să fii măcar și 1000, măcar și 10.000. Eu și pierd la asta. Dar păi cheltuie bani. Banii lor să-i cheltuie, nu ai mei. Vor cheltui dacă îi voi vota. Dacă îi voi vota, ei vor intra în legea privind finanțarea de la stat a partidelor. Până atunci, măcar să-și facă fiecare a doilea partid. Ca să ne mișcăm un pic spre final, am încă câteva întrebări. La ora actuală, tu, cum te simți? Tu aproape 10 ani ești în politică activă. Lupți, permanent luptai. Nu chiar politică, a fost și civică. Nu civic, dar urmă, da. Acum tu cum te simți ca cetățean care este mereu activ la ora actuală? Mândru de ce aici fac. Pentru că eu mă simt mândru de faptul că îmi pot permite luxul și nu o să preamăresc dacă o să spun luxul. Și privilegiul de a spune ce aici cred. Eu pot să cred și să spun lucruri nepopulare. Asta dărgova stoie în ziua de astăzi. Domnul Gonț a fost la fel de sincer, știți, el este și mai deschis în discuțiile particulare. Este și normal, toți suntem așa. Dar la ora actuală să spui ce aici crezi și mulți, la fel ca și pe timpul lui Plahotniuc, mulți credeau într-un fel, dar nu spuneau. Eu ți-a iei pe secretul, îți spun. Dar tu numai nu spune că eu să am probleme dacă mă află, mă dă afară de la muncă, dar să am și să întrețin familia. Iată aceste pârghii, din păcate, deși a plecat regimul Plahotniuc, au rămas valabile și mai mult decât valabile. Ele au devenit o normă. Dacă atunci oamenii o făceau instinctiv, din frică ca să nu se afle, acum ei știu sigur că se va afla. Ei știu sigur că vor fi urmăriți și persecutați în acest sens. Mai mult ca atât. Dar cum asta avem, și, posibil, avem și lupta preventivă. Dacă numai o lecuță că începi să spui nu cum trebuie, ia dă noi din timp să-l distrugem. Și tot bună vseache slucii. Este acolo un radical liber. Mai gine nu și ei. Ad griha padal, cum zice românul, da? Mai gine mor care decât eu. Ale tale trei principale, nu, hai spunem așa, supărări pe actuala guvernare sau reproșuri. Bine, nu supărări, nu personale, am în vedere, tu ca cetățean, ce pe tine cel mai tare te-a, nu știu,
te doare din ceea ce ei au făcut sau de potrivă n-au făcut? Moldovenii pot ierta orice, dar nu pot ierta trădarea. Hoții au mai iertat, noi am mai văzut situații în care, da, știm că e hoția de noastră. Trădarea, pur și simplu moldovenii nu și-au dat seama. Noi am avut o șansă istorică de a rezolva toate problemele Republicii Moldova. Știți că noi mereu de-a lungul istoriei, toate unirile, dezunirile, înfacerile, au fost la intersecția unor clipe astrale. Iată, războiul din Ucraina a fost o clipă astrală în care toată lumea și-a orientat privirile spre noi, spre acest spațiu. Unii nici nu știu unde se află Moldova, acum știu toți. Noi am avut o clipă astrală pe care noi, cu părere de rău, am cam ratat-o. 95% din ea, noi deja am ratat-o. Ce am obținut noi? Nimic. Dar a fost o șansă enormă, trădare. Ei au trădat cele mai sincere speranțe. Asta e prima. Ei în același timp spun că anume din acest motiv, ei multe n-au reușit. Pentru că războiul în Ucraina. Din potrivă. Deci ca să știți că și pandemia, războiul și toate lucrurile bune, toate lucrurile rele sunt pe de o parte pericol, pe de altă parte oportunitate. Deci pentru noi asta a fost o oportunitate enormă. Sunt de acord, noi nu ne-am folosit deloc. Pe noi fizic nimeni nu ne-a atacat. Unu. La noi n-au căzut bombe, noi n-am avut de reparat infrastructură critică cum a avut Ucraina. La noi n-au explodat țevele, nu doar de la bălți din prostie unor funcționari. Dar nici de cum n-am avut antene prăbușite, oameni morți, să funcționăm în regim într-adevăr de stare de urgență. Noi am cheltuit banii, ANI-ul știți ce facea? Cumpărau bucătărie, domnule, agenție de integritate. Vino, nu trebuie bucătărie, afară-i război, noi cumpărăm bucătărie ca să spălăm pierdele. Avem nevoie de mașină de spălat. Dar ești de la Vestmold Transgaz, care transportă gazul. Acum au nevoie de 1500 de iPhone. iPhone 15, să mă scuzați. Da. Telefonii mai vii. Nu merge. Și la butoane nu merge. Și la noi banii s-au cheltuit într-o veselie. Acum l-au demis urgent pe acest șef al agenției de achiziții de șei, că avea prea mult compromat pe ei. Era atât de importantă funcția asta. Cred că nici nimeni nu mai știe că există așa o instituție. M-ați întrebat trei motive. Da, asta primul a fost. Doi. Schimbarea radicală a retoricii sub aspectul falsității. Deci, oamenii care n-au nimic în comun cu aceste idealuri, cu aceste viziuni, cu aceste trăiri și-au asumat într-un mod fals să le reprezinte cu un singur scop. Știți cum stau oamenii șmecheri și decidă și fac în politică? Nu tipa, băi, tu și crezi, că eu cred așa. Hai să vedem dacă putem valorifica asta, da? Hai să tipărim pliante, să promovăm, iată, eu așa am făcut, da? Băi, eu cred în asta. Hai să caut oameni care gândesc ca mine, hai să tipărim pliante, hai să mergem în sat, hai să convingem oamenii. Eu zic, băi, noi vrem în politică, noi vrem să facem bani. Și segmentul meu este liber. Da, să tac, fii trebuie. Partid de că eu știu vă doi, e că așa se fac la noi chestiile de sus. Deci nu, sincer, domnule, iată, eu așa cred, eu așa voi face, asta sunt aspirațiile mele, eu cu asta am crescut, asta tot e. Tac, acolo a rămas liber un segment. Noi își pierdem, acolo, asta e business, asta e ca o afacere. Acolo pierdem, și câștigăm, facem o stavcă aici. Înainte a fost o leacă altfel. Înainte a fost o lecuță altfel, politicienii. Deci Voronin a fost autentic. Da, Voronin a fost Voronin. Și eu astăzi aud tot mai mulți proeuropeni și unioniști care spun, știți ce? Păi cum a fost Moșneagul? Dacă vremea lui a fost reagul. Vreau să spun că probabil acest cuvânt autentic este cel mai corect cuvânt, pentru că într-adevăr... Original, da, valabil. Da, autentic este cel mai corect cuvânt. Autenticitatea asta nu înseamnă neapărat nuanțe pozitive. Când place sau când iubesc. Dar el a fost el. Al treilea punct care... Pe de ce spuneam că este trist cu Voronin? Pentru că noi după, la distanța de 2009-2024, ca 15 ani de zile, după 15 ani de zile, noi spunem, bă, totuși Moșneagul nu a fost chiar atât de rău. Apare întrebarea, 15 ani? Vnicu da. Pur și simplu a plecat spre nicăieri. Și asta este trist. Eu cred că nu, că Vnicu da, un pic chiar tare am degradat. Bine, dincolo de lucruri chiar importante, semnarea acordului de asociere și așa mai departe. Care vreau să întâmple... Care, apropo, s-a întâmplat nu datorită fără, nouă. Exact. Fără... Atunci, pe fundalul Ucrainei, trebuie de arătat la Ianukovici, uite ce se întâmplă cu o țară care e cu noi, dar iată, tu nu vrei cu noi și acordul de asociere s-a semnat cu noi și regim liberalizat de vize. Acum fix așa statut de candidat. Dacă asta nu Ucraina, din păcate... Noi suntem puricul care crede că mâța și-a schimbat blană din cauza lui. Iată, noi credem că Europa ne-a dat nouă și că noi am fost, noi am vorbit. Agenda mai Sandu o face și nu mai Sandu o fac liderii europeni. Ori asta credeți că mai Sandu spune, tu mă primești mâine. Vlad, dar ți nu ți pare că un politician în ziua de astăzi, dacă o spune deschis că agenda mai Sandu o face nu mai Sandu, dar europeni sau americani, tu îți stai din șansele. Dar de ce să spun că agenda lui Dodon... Tu stai din șansele. Dar de ce eu pot să spun că agenda lui Dodon o fac rușii? O făceam.
Dar nu pot să spun același lucru. Și mai mult ca pentru că rușii sunt dușmani evident, dar astea sunt parteneri. Depinde pentru cine, știți? Pentru proruși? Eu te întreb, pentru tu proruși, nu te așa. Pentru proruși, pentru proruși. Rușii sunt frați. Pentru proeuropeni, rușii sunt dușmani. Depinde de care parte baricadei ești. Acum, întrebare retorică, doamna Morar. Ați observat cu dumneavoastră ce calificative erau adresate domnului președinte Igor Dodon când era președinte? Dodon... Da. E clar. Da. Cu toată tema și aspectul, am greșit și eu. Și am spus așa ceva. Îmi cer scuze pentru chestia asta. Nu pentru că l-aș iubi pe Dodon. Doamne ferești, domnul Dodon, sorry. Noi cu dumneavoastră suntem din două laturi diferite. Dar nu este frumos să-ți bați joc de familia unui om. Dar intrând în valul ăsta, dacă eram tânăr și erbinte, prostuț, hai, mergem. Acum uitați-vă, doamna Maia Sandu. De apropo, eu mă aduc în minte cum, de exemplu, noi la TV8, eu nu vreau cum să mă îndreptățesc. În niciun caz, n-am dreptul și nu e corect. Dar au fost marturi, cum spui tu, da. Și pot confirma. Mie deloc nu-mi plăcea că noi făceam acele caricaturi de ale lui Alex Bureț cu căcatul pe frunte, că iată, o căcășică, o floricică Alex și mai departe. Alex Bureț acum au bătut recordul. Sorry. Deci eu vreau să... Întrebarea mea este, dar o asemenea caricatură cu Maia Sandu, noi avem posibilitatea să o vedem astăzi? Pentru că libertatea adevărată este asta. Îl bați pe Dodon, o bați și pe ea. Păi, mi-ați luat cuvântul din gură. Acum știți ce spun urmașii, martorii Maia Sandu? Cum v-ați permis? Este șeful statului, dar când era Dodon, nu era șeful statului. Și fel de valori duale, am făcut un live mai de mult, încă vreun an jumătate în urmă. Cum e? Când era Dodon, îl făceam talpa iadului și cum vreți. Acum dacă îi spune cineva că ceva nu-i cum trebuie, nici nu că să-i spun un calificativ egal, o înjurie, Doamne, ferita sfântă. De unde vine această zombare, această filozofie de sectă, acest comportament de sectă? De unde asta vine? Eu pentru că ei vin, promovează curentul european. Care intră în contrasens. Europeanism înseamnă diferite opinii, diferite curente, dialog, compromis și bla bla bla. Noi asta tot știm. Eu cum sunt așa? Sigur că dumneavoastră știți. Eu cred că am să spun doar vârful iceberg. Este o metodică specială, psihologică, care este aplicată. Pe de o parte sunt conturile false pe Facebook care creează iluzia unei mase populare enorme care așa crede. Pe de altă parte sunt într-adevăr oameni care așa cred și sunt selectați și plasați în spațiu public. De altă parte sunt, aș zice, și activiști care acum au devenit foarte populari și vizibili. Nu de mult am făcut un video în care i-am punctat pe vreo 3. Am avut și discuții cu unii oameni de la PAS care mi-au spus: da, eu știu că eu trebuie să iei un spațiu public din secta Maia Sandu. Și știți cum spune? Așa m-am săturat de toată chestia asta. Ce soluție tu vezi? Să spun că e ca războiul, ruși, de nici noi nu mai credem. Vlad, atunci ce soluție tu vezi? Pentru că tu ai descris apropo foarte bine. Pe de o parte, mass media... Hai să recunoaștem, controlată. Capturată. Tu dacă te uiți... 12 televiziuni, doamna Mărăre. Nimeni n-a închis atâtea televiziuni. Nici măcar Plahotniuc. Spuneți, vă rog, Plahotniuc nu era Dihore, citat deschis. Dihore, proxenet, criminal, ucigaș, violator și mai departe la Jurnal TV? A fost închis Jurnal TV-ul? Da, mici tensiuni economice și au mutat sediu, dar nu le-a fost retras licența. Dar nu i-au închis. TV8-ul nu era dur împotriva lui Plahotniuc? Scuzați, vă rog. Plahotniuc nu și-a permis să închidă televiziune. Aștia au închis 12. Da, și aștia au înghițit. Propagandă prin tăcere, vă dați seama. Eu prefer să tax, nu fac declarații potriva mea, tu faci propagandă. Atunci te întreb. Deci tu ai descris foarte bine situația. Cu presă avem ceea ce avem. Tehnologia asta cu spațiul online, cum ea funcționează, tu ai uitat să punctezi un lucru. Experții cu care eu am vorbit, care s-au ocupat de aceste lucruri și au lucrat cu foști, dar și un pic actual, mi-au spus că e vorba de bugete enorme. Bine, nu vorbim despre timp de pace, vorbim despre timp de campanie, perioade mai serioase. E vorba de zeci, uneori sute de mii de euro care sunt cheltuiți doar pe asta. Fabrici de troli, opinii, curente, chestii și așa mai departe. Eu mi-am impresia că mulți încă nu înseamnă asta. Sunt conturi de Facebook false, care par a fi adevărate, unele sunt mai calitative, altele mai puțin, care scriu comentarii în baza unui algoritm care se dă foarte clar. Deci este un grup în care fac parte 20 de studenți care fac bani pe asta sau este inclusiv un roboțel chinez care face chestia asta în program. Și spune, bravo Maia Sandu. Uneori ei se încurcă și eu acolo am video în care eu critic Maia Sandu și spune, bravo Maia Sandu. Ok. Cred că link-ul ceva. Dar hai să fim corecți. Fix așa făcea și Plahotniuc, fix așa făcea și Dodon, fix așa, nu știu, Șor. Îmi pare că și Șor. Asta nu este un argument valabil. Și eu aud pe cei de la PAS spunând asta. Dar și era mai bine cu și ea. Tocmai că nu erau mai buni, de asta și nu i-am mai votat. Deci, tu situația cu presa ai descris, online-ul l-ai descris, formatori de opinie care sunt invitați, dar alții din potrivă nu sunt invitați, tot ai descris. Eu nu am fost,
Atunci schimbarea de unde poate veni? Doamna Morari, vă vine să credeți că eu de 2 ani de zile, de 2 ani jumate, din 2021, 2 ani și aproape, da, chiar mai devreme, nu am fost la nici o emisiune televizată, în afară de Gheorghe Conța. La nici una. N-am ce spun eu opinii publici. Nu prezint interes. Și cei care lucrează acolo și cu care ne mai cunoaștem în virtutea anumitor relații personale pe care le mai avem, le-a spus, scuze, tu ești interzis. Se va schimba guvernarea, vom putea să te invităm. Și atunci cum tu vezi soluții de ieșire din actuală situație? Adică chiar dacă noi am vorbit despre noi forțe, nu prea evident, dar de exemplu, cum aceste forțe să ajungă la opinia publică? Eu am să vă spun doar marea mea frică și temere. Apropo, eu am fost așa mai agitat, asta este partea discursului meu public mai cu patos, pentru că vorbirea este compusă din mai multe segmente, nu doar din ce aici pronunț, din tembru vocii mai sus, mai jos, mai din gesticulația asta, este foarte important. Văd că citești cărți. Sigur. Înveți bine, bravo, clar, dacă vorbesc fără să mă mișc... Ai viitor mare, nu doar în politică românească, dar și în moldovenească. Nu are niciun rost dacă o să vorbesc bolmăjân. Marea frică a mea este faptul că cei care vor veni următorii vor fi și mai răi. Vor spune, ah, voi nouă așa ne-ați făcut, lasă că noi am oasă. Da, pentru că le-au creat precedente și ei vor spune, dar noi nu facem nimic nou. Și știți că regula politică, știți mai bine ca mine, după stângul vine dreptul, după dreptul vine stângul, după guvernare vine opoziție. Și dacă mă uit la opoziție, dreapta nu este și nu este pentru că PAS nu vrea ca ea să fie. Știți ce face un partid care a avut niște investiții turbate în trânsul? De ce investiții turbate? Presă, ruble grele, activiști, astea sunt mii de euro lunar, băieți, asta nu sunt 5 lei, n-ați de o cafea și duci, nu, nu, asta sunt 10 de mii și sute de mii în sus, de bani care nu sunt din proveniență bugetară, sunt băieței care sunt deprinși cu coffee break-ul și în afară de coffee break și and the region, așa, murdăriți la gură de engleză, care n-au făcut nimic în viața lor, în afară să citească niște training-uri și mă mir de ce aceste fondații de ce mai dau bani. De ce n-ai ajuns acolo de this freedom of speech? La facultate am aplicat, apropo, era Academia Politică a PRDM-ului și atunci am făcut conferință cu Streleț, cu Pistrinciuc, cu Maia Sandu, cu Filat. Cineva a decis de ce s-a întâmplat? Da. Se mai registrează sau gata? Da, ce noi facem? Noi da. Da, poate noi așa asta și vom spune, partidul da. Partidul a tăiat curentul. Deci, eu nu știu ce să credem despre asta, dar iată că... Nu bine, sunt coincidență. Coincidență, absolut. Coincidență. Noi ne cerem scuze pentru schimbarea. Apropo de energie electrică, v-ați înscris la compensație? Nu, noi nu ne-am înscris la compensație pentru că... Era așa o întrebare. Da. Dar hai, atunci noi mergem spre final. Tu ai descris tot asta. Atunci, care sunt soluțiile de vreo schimbare politică? Ținând cont de faptul că, așa cum ai spus tu mai înainte, dreapta este sugrumată. Nu mai sunt alte alternative. Sugrumat-o PAS. PAS și acum spun, iată, voi furați votul. Da? Dacă eu apar acum cu un partid politic, au apărut ca să rupă și să fure voturile. Deci, și pentru... că e un proiect al Kremlinului, al rușilor. Deci ei au avut nevoie de ALDE și de Spătaru, ca păcăzatelni primer, da? Ca o demonstrație publică a faptului că nu doar cei de pe stânga sunt ușor, dar sunt și pe dreapta. Nu știm în cine putem avea încredere. Și eu pot de pe acum să vă spun și mă bucur că este aici, numai la mine pe Facebook, dar și la dumneavoastră să fie, pe YouTube. Următoarele teze de campanie de PAS vor fi în felul următor. Doar PAS ne poate salva de hoți. Dacă nu PAS, vin hoții și bandiții. Și vine doar PAS ne poate duce spre Europa. Doar PAS ne poate duce spre Europa. Și ceilalți nu ne pot duce spre Europa. E ca ei pe noi să ne ducă acolo. Păi fârlădeni și pe noi dracu au făcut alianța cu socialiștii, cu comuniștii, toți împreună, că e frumușel de mânuță să ne ducă pe noi în Și atunci, Europa. La care e soluția? Să ne înțelegem toți între noi. Să ne așezăm la o masă largă de dialog. Socialiști, comuniști, proruși, proeuropeni, prouniuniști, toți ceilalți care sunt teferi la cap, care pot avea o discuție civilizată și să ne înțelegem între noi. Ce asta spunea, nu ce se poate. Ce spunea Vlad Filat acum câteva luni Moldova fără Filat, nou, Osandu, nu este deloc. Pas? Deci eu când îl văd pe Filat că iese în spațiu public și în lecții de viață, frate, tu ne-ai adus pe noi în această stare. Și nu e vorba că sunt discipolii lui. E vorba despre faptul că tu ai avut afaceri, tranzacții și bani și tot ce vrei cu ăștia care sunt azi. Și guvernare, și opoziție. Și ei acum nouă, eu l-o șor aeroportul, am ușa să-l dai la altul. Deci dacă șor era bună de rubli la PAS, la PLDM, era bun. Am nu mai dai în patrimoniu, am o să-l luăm și nu-l luăm pentru stat. Îl luăm să-l dăm la altul. Deci ei tranzacționează interesul statului. Nici nu vreau să-l vorbesc pe Filat. Mai ales că acum se dă și mare unionist. Tu crezi în ideea că Filat s-ar în 2013, în plenul guvernului, spunea în felul următor, pentru cei care cred că Filat este unionist. Aceste mișcări unioniste, spunea el, sunt periculoase pentru Republica Moldova. Ele trebuie interzise. Și tatăl încheiat.
Hai, nu despre foști, dar despre viitor. Tu crezi că e posibil ca să se așeze la o masă de negocieri și cei de dreapta și cei de stâncă și să creeze un front comun? Eu unul sunt de acord să fac parte în această discuție. Și cred că este o chestiune indispensabilă, absolut necesară. Dacă vreți un pact Snagov, ca în România, o înțelegere, un moratoriu pe niște chestiuni care nu se poate de făcut. Și pe cine tu le vedea la această masă? Orice om care cel puțin pretinde că este de afară la cap. Anume, acceptarea invitației ar fi un card blanș, ar fi o... Și care ar fi scopul acestui dialog? Uitați-vă ce se întâmplă, așa nu se poate. Deci nu poți să scoți procurorul general și CEDO să-ți spună că asta este legal și ai tăi, presa ta să spună că CEDO este recomandare. Fraților, decizia CEDO nu e recomandare. Este decizia unei instanțe de judecat. Sau toată presa, într-o manipulare grețoasă, să spună că au câștigat 3600 de euro. Nu e despre bani CEDO, e despre drepturile omului. Banii sunt așa, o chestie gen, ai cheltuit bani pe drum, da, să dau 200 de lei pe drum. E vorba despre faptul că Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spre care tindem, noi a spus că s-a încălcat un drept. Și el nu simplu trebuie constatat. Ce a spus domnul reprezentant al delegației Uniunii Europene? Ce a spus? Noi vom urmări cum Republica Moldova va îndrepta acest drept, va restabili un drept. Deci un drept încălcat înseamnă că el trebuie să fie restabilit. Deci domnul Stoianoglu nu pur și simplu constată că i s-a încălcat și ea ca ia bă-l prava, vă-ni prava. Da? Chiar e vorbitor de limba rusă. El trebuie restabilit în dreptul. Și doamna Maia Sandu spune că nu va semna și doamna, cum îi spune, Stamate spune că știți, nu îi se ridică mâna să semneze. Fraților, adică eu știu că aveți un drept fundamental la viață, la sănătate, la justiție, la apărare, dar eu nu o să vă le garantez pentru că nu mi se ridică mâna. Sau Blat. Știți, avocatul lui Plahotniuc este asociat cu Plahotniuc. Ne scrie foarte clar, avocații nu se asociază cu clienții. Mai avem atâtea multe chestii de genul ăsta care nu sincer, se leagă. Sincer, cu tine aș discuta încă, aș mai discuta câteva ore, dar nu eu văd poate. Că deja pe mine aruncă în mine săgeți producătoare pentru că noi suntem fără lumină. Mie mi-este foarte interesant să discut cu tine. Nu pot să nu închei cu o idee. Nu mai țin minte cine asta a spus, pe cine voi cita, dar ceva de genul tu nu ai inimă dacă în tinerețe nu ești liberal și nu ai creier dacă la o vârstă mai înaintată nu devii conservator. Aici vreau să fac o paralelă. Tu nu ești, nu știu, nu ești viu dacă în tinerețe nu ești unionist, vorbim despre politicul moldovenesc, și nu ai creier dacă la o vârstă deja așa mai serioasă, nu devii un politician care stă cu picioarele pe pământ, care în continuare are acest vis unionist în suflet, dar rațional înțelege că probabil... Este complicat, este dificil, dar nu rămân deci e timpul să ne ocupăm de lucruri reale. Nu că e timpul, dar nu putem să le desconsiderăm. Nu putem să nu ținem cont de realitatea cotidiană a vieții omului. Pentru că omul azi trăiește, el azi simte și nu s-a zis doare. Asta a fost o greșeală tacticii noastre, pentru că noi spuneam și se întâmplă unul. Contează unirea. Nu e adevărat, omul trăiește și cu ziua de azi. El azi mănâncă, el azi e în spital, el azi are dedicat pensia, el azi naște, lui azi îi trebuie. Dar tu nu citim dacă noi nu venim cu soluții și azi, nu doar pentru viitor, e ca peste 10 ani, dar și azi, noi ce poziții luăm? Noi ce soluții vedem? Dar tu nu te temi că pentru astfel de gânduri tu riști să devii cejoi sredi svoih, dar încă să nu devii svoi sredi cejoi. Eu vreau să vă spun că curentul unionist actual este bântuit de Iuri Roșca II, din capul locului. Presa plătită știe foarte bine să aplice aceste etichete și le-a aplicat cu vârf și îndesat, nimicind oameni valabili cu Iuri Roșca II și ridicând în slăvi oameni segmentul unionist care ulterior doar au vândut această aspirație sinceră unionistă. Și cred că fiecare unionist are această durere în suflet. Eu n-am obținut nimic pe seama curentului unionist. Doamna Morare, eu n-am ajuns în Parlament, eu n-am ajuns în Guvern, eu n-am ajuns să am afaceri pe seama curentului unionist. Tu ești profesor eu sunt profesorul liceul Lasache. Predau educația pentru societate. Deci eu nu am obținut absolut niciun beneficiu personal, politic, de carieră, decât anii mei din tinerețe, care i-am dat cu dragoste și dacă aș fi ocazia aș da din nou, am mers în sate, nu în campanie electorală, și am promovat Unirea prin Caravana Unirii, am mers și am făcut cel mai lung drapel din istoria Republicii Moldova, am reparat unica școală cu predare în limba română, în Taraclia, în Aluatu, unde amul nu se pot alege primarul, l-a exclus pe domnul primar de la șansă și lumea nu iese la vot. Eu acolo am câștigat alegerile. Eu acolo am reparat școala românească. În inima roșului, uitați-vă la Taraclia, 85% cu rușii. Astăzi, ar fi fost de ales. Știind că unirea nu este posibilă. Nu este posibilă. Să presupunem, da? Să luăm în calcul așa da. Variant. Uh-huh. Dacă asta ar fi de ales, să fii senator în România sau să fii un
politician activ în Republica Moldova cu o fracțiune în Parlamentul Republicii Moldova? Ce ai alege? Peste 5 ani. Depinde unde pot fi mai productiv pentru cauza pe care... Cum? Eu nu văd politica ca pe un loc în care să fac bani. Eu cred că pot să fac bani mult mai buni fără politică. Fără ca să vină cineva să spună, aha, tu m-ai furat. Eu am fost parte a Partidului AUR din România. Eu am fondat AUR în Republica Moldova, mi-am dat demisia din el, nu mi-am treabă cu el de 2 ani de zile. Cred că apropo, de ce? E o poveste lungă și despre care nu vreau să deschid parantezele. Pentru tu că nu mai frumos, ești cu ei. Nu am nicio legătură cu AUR Republica Moldova. Absolut. Deci eu trebuia să candidez pe listele AUR în România, eu am candidat. Problema mea a fost faptul că eu nu aveam buletin de România, nu aveam domiciliu. Și am fost respins de BEC, cum la noi este CEC, la dânsul este BEC, Biroul Electoral Central. Și în locul meu a fost propus o altă persoană, care a ajuns și din păcate n-au fost respectate înțelegerile pe care le-am avut noi. Ori eu am spus, domnule, suntem oricum în opoziție 4 ani. Deci puteam ușor să devenim noi, în Parlamentul României. Absolut, și cei care sunt din anturajul nostru cunosc foarte bine acest lucru. Și nu o spun cu titlul de laudă, o spun cu titlul de faptul că nu e sensul vieții mele. Adică nu m-am apucat să fac peste noapte buletin, să... Nu e sensul vieții. Mi-ar plăcea, ar fi o minciună să spun că nu, m-aș simți onorat. Ar fi un punct ochit, punct lovit, ar fi o etapă nouă în ceea ce vreau să fac, dar nu e sensul vieții mele. Credeți că eu trăiesc și ador noaptea gândul, domnule, nu mă să ajung deputat. Nu, eu mă sunt super confortabil. Cei care cred sau văd în comentarii răutășoși de astea, n-ai să ajungi, nu și nu ai ajunge, nu și. Nu o să ajung de deputat, o să ajung om, o să ajung familist, o să ajung businessman. Visul tău care este? Să fiu un om împlinit și să trăiesc viața la maxim. Eu până acum nu mi-am interzis mie absolut nimic. Eu am vrut să spun, eu am spus. Eu am vrut să fac, eu am făcut. Eu am vrut să vin, eu am venit. Eu știu că o să vină comentarii, asta sunt eu. Nu vă place, schimbați canalul. Eu îți mulțumesc, Vlad. Vreau să spun că pentru mine astăzi e o descoperire. Eu nu știam, cred. Nu, serios, eu știam că tu ești mai deschis la minte, pentru că tu ai mai fost la mine la emisiuni. Nu așa de des, dar ai mai fost, noi am mai discutat. Am cu Dumitru Roibă a fost interesant, da. Urmașul lui Ștefan. Poate va trebui să repetăm într-o formă fi interesant. Sau alta. Dar, eu credeam că cei ce a fost rău a plecat de la TV8. Eu am constatat cu tristețe că ce a fost rău a rămas, doamna Morari. Eu credeam că răul a plecat din TV8. Am constatat că, de fapt, răul a rămas. Hai să lăsăm. Lumea va crede că noi pentru asta ne-am întâlnit cu trebuie tine. Trebuie să vă luați înapoi televiziunea. Dumnezeu cu ei! Ea vă aparține. Eu aștept ziua să văd când veniți înapoi la TV8. Dacă când vom avea justiție normală, pentru că noi ne judecăm, totul se va întâmpla, dar... Nu mai bine era un serial de dictat în asociația oștească? Ei, hai. Nu vă puteau deposedat de televiziune? Eu eram convins că asta este unica soluție, cum noi să nu fim cumva preluați de plahotniuc. Asta, deci eu eram obsedat de idee că asta trebuie să fie neapărat o idee cu fundatorul. Și prin asociație foarte ușor spre ea. Nu, mai complicat. Mai complicat. Și de ce eu am ales pe toți ca sprânceană? Pe toți i-am invitat în fundatori. Dar... Și vedeți că filtrele, ca și Alimai Sandu, da. Apropo, da, nu întotdeauna filtrele funcționează cum trebuie. Dar lasă asta. Pentru mine tu ești astăzi o descoperire, îți mulțumesc. Nu știu unde vei fi, dar îți doresc succes. Eu voi fi mereu același om și eu cred că este foarte important, așa cum dumneavoastră, cum ați descoperit ce înseamnă să fii jos, este foarte important să ajungi ca noi jos înainte. Noi am pierdut totul. Eu nu consider că eu sunt jos. Dar nu, mă refer la rating, la percepții publică, la toate chestiile astea. Eu mă simt absolut liberă acum. Eu la fel. Știți, iată, eu ca unionist, eu undeva vă înțeleg psihologic indirect. Eu acum sunt atacat de niște mizerabili, da? Niște oameni care n-au făcut nici 1% de ce am făcut. Am făcut mare lucru. Mi-am asumat o poziție civică activă, care e ca să spui plahotniuc e rău, înseamnă să ai probleme. Înseamnă să nu te iei la lucru, înseamnă să aibă probleme mama, tata, bunica, bunel la lucru de muncă, înseamnă să ai niște întrebări. Da, iată, noi asta am făcut, eu asta am făcut 10 ani de zile. Am spus că și el au furat, am arătat, am publicat fotografii, probe. Am fost o figură incomodă și astăzi, cei care au stat cu limba în fund, pardon, îmi spun mie că eu sunt omul rușilor. Vlad, îmi spun mie niște acuzații început. Cele mai grave pentru un unionist și o fac intenționat. Ții minte cu ce am început? Tu ai povestit cum pe tine te-au abordat și da. M-au făcut ți-au mai sugerat, tare. Ți-au sugerat să mă ataci pe mine pentru că așa trebuie de făcut. Profitând de nemulțumirea mea. Tu, ca să înțelegi, așa se întâmplă cu absolut toți astăzi. De ce? Eu cred că tot ce e val ca val trece, timpul le va arăta. Cine a avut dreptate și cine nu, important e noi să rămânem oameni. Asta e cel mai important lucru. Eu îți mulțumesc că ai venit. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc.